decision dat. Onorabil Vic, distinguished guests, suntem invitați să urăm imnul Puliei. You are kindly invited to honor the Olympic anthem. Cei 32 de ani de la fondarea Olimpiei, pe care îi sărbătorim astăzi,
La 16 octombrie 2024, constituie un demers justificativ în argumentarea votului pe care Universitatea Liberă Internațională din Moldova o joacă pe arena națională și internațională, cel de a solidariza comunitatea academică în jurul valorilor educaționale comune. Revenind la credința că universitatea aflată în dezvoltare știe că trebuie să păstreze tradiția universitară și să se manifeste activ într-o comunitate care trece prin schimbări continuu. Pe de altă parte, prin cercetare, dezvoltare și inovare, mediul academic trebuie să-și canalizeze resursele pentru a găsi răspunsuri la nevoile și problemele comunității mai largi în care face parte. A devenit deja tradițional ca unii să fie gazda diverse cururi științifice cu caracter internațional, printre acestea fiind și, bineînțeles, conferința de astăzi cu genericul Universitatea Europeană spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare, ajunsă la cea de-a 8-a ediție cu acest generic, organizată tradițional, deloc întâmplător la 16 octombrie, data oficială a fondării UNI. Spun deloc întâmplător, fiindcă aniversarea UNI ne oferă prilejul de a celebra acest moment într-un context științific internațional inedit, aș spune, iar genericul conferinței este o dovadă a faptului că conectarea studenților și profesorilor la valorile și standardele europene constituie un proces continuu la universitatea noastră, instituție profund ancorată în spațiul valorilor europene. Cu prilejul deschiderii solemne a lucrărilor conferinței, cu un mesaj de salut instituțional, este invitat în fața domniilor voastre, doamna Elena Drus, profesor universitar, doctor habilitat, corector, cercetare științifică și student doctorat. Distinși invitați, distinși parteneri ai evenimentului de astăzi, distinși profesori și dragi studenți, marcăm astăzi un eveniment pe care anual, în aceasta sau în altă sală a Universității Libere Internaționale de Moldova, îl celebrăm întotdeauna la 16 octombrie. Îl celebrăm în cadrul unui eveniment festiv, care este conferința corpului nostru academic. De fiecare dată ne bucurăm de prezența invitațiilor care de fiecare dată sunt dintre cei aleși și sunt cândva dintre ei care sunt și parteneri ai universității noastre. De asta dată ne bucurăm foarte mult să avem printre noi universități din România, care sunt Universitatea Internațională Dalubius din Galați și îl avem în persoana domnului prorector pentru relații internaționale, Emanuel Marinescu, vă salutăm, domnul prorector. Universitatea Petre Andrei din Iași, în persoana domnului prorector pentru activitate didactică, în Bocanța. Îi salutăm de asemenea prezența în cadrul acestei manifestări a doamnei director a Muzeului de Literatură Română din Chișinău, Maria Șlepițchi, după comunitate. Salutăm prezența partenerilor din România, Universității Dimitrie Cantemir, în persoana doamnei Ramona Mihailă, secretar de stat, conferențiar universitar, doctor. Aceste universități mai sunt prezente și ca universități europene, dar Universitatea Liberă Internațională este o universitate care are nenumărate legături și pe alte continente, de aceea îl salutăm astăzi pe domnul Yafin Duang, care reprezintă Universitatea Lanzhou din China și este directorul Institutului Confucius de la ULI, domnul Yafin Duang. De asemenea, ca parteneri avem Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea Țărătele din Kutaisi, Georgia. Această prezență numeroasă a pertenerilor care sunt fizic prezenți sau online, care se vor atula pe parcursul a 3 zile tuturor secțiilor și atelierilor din cadrul conferinței, sunt parteneri
Foarte puțin dintre dânsii sunt noi, dar îi salutăm. Majoritatea sunt parteneri de ani de zile și ne bucurăm că îi avem astăzi cu noi. Uniu, de fapt, găzduiește, organizează și coordonează de peste 30 de ani foruri științifice cu caracter internațional, manifestări care întrunesc profesori, cercetători, doctoranți din întreaga lume, din Europa și pe alte continente. Printre acestea figurează, în primul rând, tradițională deja conferință cu genericul de astăzi, Universitas Europa spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare, care este astăzi în cea de 8-a ediție. Fiind conceput, conceptul pe care l-am propus la cea de 25-a aniversare a universității. Edițiile precedente au confirmat faptul că dialogul ideilor și cunoștințelor conduc la un înalt discurs academic în sensul adevărat al lui Universitas. Comunitatea intelectuală a Olimpului dialoguează astăzi cu partenerii săi instituționali, naționali și internaționali, pe care îi mulțumim pentru implicare și colaborare fructuoasă. Dintotdeauna, Universitatea a fost protagonistul cel mai activ în definirea valorilor fundamentale ale educației și culturii noastre. Astăzi, Universitatea trebuie să se repoziționeze și să intervină în actualitate prin consistența sa inovativă în problemele de investigație, de aplicație și de creație. În perioada modernă, Universitatea Europeană a avut o dublă funcție, cea utilitară de depozitare sau arhivă de cunoștință și cea cognitivă de promovare a noului prin sprijinirea cercetării de ultimă oră. Spiritul științific care oscilează între tradiție și inovație, normă și risc, este definită ca o poziție de ruptură astăzi. A avea acces la știință, spunea filozoful francez Gaston Bachelard, este o contribuție și înseamnă, de fapt, a accepta o mutație bruscă care trebuie să contrazică un trecut. Filosofia lui nu, acel nu pe care îl știu euclidian sau ulterior un nu care îl știu cartezian, face din om de știință, din om de știință o persoană de linie întâi, investită cu mari responsabilități sociale. Domnul rector Andrei Galtri, fondatorul universității, dar și Ilian Galben, rectorul actual al universității, au ținut întotdeauna la această importantă filă pe care a dezvoltat-o Olimp. Domnul Ilian Galben vă transmite salutări și cere scuze că nu a putut să fie prezent la ședința de deschidere. Este convocat astăzi la Ministerul Educației. Este o săptămână, precum știți, foarte tensionată în Republica Moldova. De ce vă transmite salutul călduros? Și așteaptă pe distinși oaspeți astăzi pentru semnarea acordurilor bilaterale de data ce va sosi de la Ministerul în jumătatea a doua a zilei. Starea actuală a cercetării, fiindcă despre cercetare este, de fapt, vorba astăzi, își propune să studieze trecerea de la paradigma tradițională, luând în considerare criteriile cercetării științifice ca proces de producere, transmitere și aplicarea noilor cunoștințe la nouă paradigmă, care leagă acțiunea, producerea cunoștințelor și construcția subiecților umani. Complexitatea lumii contemporane necesită o schimbare de mentalitate a universității. Un spațiu pentru intelectual, universitatea devine și ea un spațiu central pentru această schimbare. În ansamblu, noile teorii ale conceptosferii din diferite domenii le este caracteristică o tratare mai extinsă a neofactorilor, care, în afară de inovare și tehnologii noi, includ astăzi toate componentele capitalului uman, cunoștințe, capacități, instruire și calificare angajaților, în conformitate cu cerințele zilei. Puterea transformatoare a științei include în fiecare etapă o paradigmă a inovării. Cercetarea reprezintă o zonă activă a științei, ca model de gândire. Astăzi, ea se caracterizează prin trecerea de la inteligență cognitivă la inteligență multiplă. Iar acest concept de open science, despre care astăzi a vorbit domnul director Igor Cojocaru aici prezent, și o salut și îmi cer scuze că nu v-am pus în linia celor prezenți și partenerilor noștri, vizorbi presupun despre acest pluralism al viziunilor și al metodologiilor, despre dialogul intercultural, despre ieșirea din izolarea științifică și circulația cunoștințelor, despre schimbul de experiență și mobilitate. Un alt filozof al timpurilor noastre,
Gadamer vorbea în acest sens despre fuziunea orizonturilor, ceea ce implică deschidere, permeabilitate și transfer, cu multitudine de modalități de cunoaștere reciprocă, de schimb intercultural și de coparticipare. În contextul exigențelor ascendente ale contemporaneității, este din ce în ce mai necesar un alt proces de renovare academică, iar transformările socioeconomice și culturale ale societăților est-europene încearcă să se potrivească și să se sincronizeze cu tendințele globale ale acestei mutații. Armonizarea dintre obiectivele stabilite la nivel european și starea actuală a cercetării în Republica Moldova explică reformele întreprinse de statul nostru. Uniunea Europeană devine un spațiu propice pentru a valorifica, compara și a pune într-o lumină adecvată tot ce s-a realizat și se realizează inclusiv în spațiul Europei de Sud-Est. Instituțiile europene oferă cercetătorilor deschideri spre noi posibilități și orizonturi, diversificarea perspectivelor oferite de Comisia Europeană, de Asociația Europeană a Universităților, de Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Superior sau de Area Europeană de Învățământ Superior, consolidează conceptul universităților europene, se bazează pe circulație eficientă și benefică a cunoștinților pe configurarea noilor modele de guvernanță universitară academică. Lumea traversează astăzi, cum bine știm, o lungă perioadă de incertitudine, iar rolul științei în acest moment crucial a evoluției umanității este de a fi o forță pozitivă în lume. Doar sinergiile coagulative ale demersului activ și cel pasiv pot surprinde evoluțiile demersului de cercetare în fundamentală și complexă solidaritate, într-o depășire a crizelor actuale, creșterea progresului și a rezilienței la nivel mondial. Știința pretinde dreptul de a spune public tot ceea ce înseamnă cercetare, cunoaștere și gândire a adevărului. Conferința, cum vedeți din program anunțat, va lua în dezbatere problematici legate de noile provocări și practici în condițiile unui nou modus vivendi, dar și modus cogitandi, într-o lume din ce în ce mai complexă și interdependentă. De fapt, asta înseamnă globalizarea, o interdependență tot mai mare. Cercetarea, aș spune la sfârșit, devine astăzi spațiul de libertate necondiționată de a pune întrebări, de a înainta ipoteze și a face propuneri în care vă invităm să participați în continuare pe parcursul acestor 3 zile în cadrul secțiunilor și atelierelor care sunt propuse de toate facultățile noastre. Mulțumesc călduros și celor care vin în ședința plenară, care suntem siguri că vor proiecta niște trasee conceptuale ale discuțiilor ulterioare. Mulțumesc călduros distinsor personalități invitate, care și-au dat acordul să fie astăzi aici, dar și celor care și-au manifestat interesul de a ne asculta pe viu, toți prezenți în sală, dar și celor care vor fi prezenți online. Dorim și suntem convinși că aceste evenimente, evenimente de vârf în viața universitară, sunt un dialog al ideilor, al cunoștințelor, care pot conduce la un înalt discurs academic, configurând multiaspectual sensul adevărat a ceea ce numim universitas. Vă mulțumesc și vă doresc o continuitate interesantă a tuturor secțiunilor și lucrărilor în plenară și în toate atingerilor. La mulți ani! Conferința de față care are deja o tradiție, după cum am menționat și în vorbitele mea, și propune să urmărească preponderent procesele din arealul socio-uman în complexa lor evoluție de integrare europeană. Conform agendei, stimatul Gensum, să o invităm cu un mesaj de salut pe doamna Cristina Gherasimovici, prim-ministra pentru integrare europeană în Guvernul Republicii Moldova, dar care, din păcate, nu a avut posibilitatea să onoreze invitația noastră, așa cum în perioada respectivă, împreună cu colegii din echipa de negociatori, se află la Bruxelles, în scopul participării la reuniunea de screening bilateral. Deci, le urăm mult succes și rămânem deschiși pentru alte multe ocazii și posibilități ulterioare de cooperare. Onorată
asistență. Amintim că ediția 8-a conferinței din acest an este organizată în parteneriat cu Universitatea Internațională de Anunțiu Galați, Universitatea Alexandru Ioan Cuzălaș, Universitatea Creștină Dimitri Cantemir din București, Universitatea Pedagogică Nord-Vest Lanzhou, China, Universitatea Acadițeretele din Georgia și Centrul Promașul din Republica Moldova. Salutăm încă o dată de această cale e prezența partenerilor noștri, apreciăm înalt deschiderea dumneavoastră, inclusiv participarea la lucrările conferinții a invitaților, cercetătorilor din țară și de peste hotare, calificând acest fapt ca mărturie a consolidării relațiilor noastre din cooperare și inspirare. În debutul ședinței dedicate comunicărilor în lemn, este invitat în continuare domnului Mandol Marinescu, nu înainte ca să spun câteva cuvinte, dacă îmi permiteți, este conferențiar universitar, doctor, prorector pentru relații internaționale, Universitatea Internațională de Anubus, Galați, care ne onorează cu prezența de fiecare dată. Vă mulțumim pe această cale, că sunteți alături și în acest an, alături de comunitatea academică UDIM. Vă mulțumim pentru deschiderea manifestată permanent. Suntem recunoscători și mândre că avem astăzi alături de comunitatea UDIM un reprezentant al acestei instituții, dar cunoaștem că avem gânduri bune din partea întregii comunități academice de la Universitatea Danubius. Apreciem înalt parteneriatul strategic pe care îl desfășurăm de ani buni, am putea zice, cu Universitatea Danubius. Avem o cooperare fructuoasă. Deja am devenit un model, putem zice, de parteneriat academic. Ne-am împărtășit realizările, experiența pozitivă, învățând unii de la ceilalți. Ne-am bucurat împreună de succesele fiecăruia, dar și de cele comune. Am construit punți de comunicare științifică, de cercetare didactică la nivelul cadrelor didactice și al studenților, creației mobilităților. Permanent am participat la conferințe de la Galați și Chișinău. Am avut schimb de bune practici pe toate palierele de care funcționării cu succes a universităților noastre. Cu aleasă prețuire și cele mai bune simțăminte de prietenie și colaborare, în pasionare să transmit microfonul în continuare bunul nostru coleg, dacă îmi permite, prieten al universității și un bun colaborator pentru acest dialog academic de înaltă speță și de relație de fraternitate, dacă îmi permiteți să punctez aceste momente. Mulțumesc! Onorat auditor, dragi colegi, profit de acest moment pentru a mulțumi de astea de noastră și a adevăra la mulți ani pentru că astăzi este ziua universității. Și în cel mai scurt spirit academic, a lura viva Crescăt Florea. Prezentarea mea, voi încerca să fiu direct de pentru a elimina, așa zis, și timpii morți despre care discutam înainte de intrarea în conferință, este, prezentarea mea este extrem de amplă. Am încercat să acopăr, practic, mai multe detalii decât ar trebui referitor la rolul universităților private europene în promovarea inovației și colaborării internaționale. Așa că vă promit că o să scutez, ca să nu obosesc pe mine. Pentru că provocările și oportunitățile în era digitalizării sunt foarte multe și mai ales sunt foarte multe pentru universitățile private. Practic, în contextul globalizării și digitalizării accelerate, universitățile private europene joacă un rol din ce în ce mai important în promovarea inovației și colaborării internaționale. Pentru că, prin flexibilitatea pe care o au în adaptarea programelor de studii, în implementarea de soluții educaționale, în toată activitatea pe care o desfășoară, devin catalizatorii schimbării în peisajul educațional. Și nu doar european, chiar internațional. Într-o lume în care competiția pentru excelența academică și cercetare este foarte puternică, este acerbă, capacitatea universităților private de a răspunde la cerințele pieții internaționale într-un mod rapid
și de a colabora în diverse sectoare devine esențială. Această adaptabilitate vine însă cu provocări considerabile, deoarece universitățile private se confruntă cu probleme legate de finanțare, cu probleme legate de accesibilitate și, nu în ultimul rând, cu probleme legate de recunoaștere. Recunoașterea calității educației, în special în comparație cu instituțiile de renume care sunt guvernate de stat. În plus, în era digitalizării, care aduce atât oportunități, cât și riscuri, precum nevoia de a integra tehnologia în procesul educațional și de a asigura un acces echitabil la resurse pentru toți studenții, universitățile private au un rol esențial. Un alt aspect crucial al acestui peisaj în schimbare este importanța dezvoltării sustenabile. Pentru că universitățile private sunt cele care au într-adevăr responsabilitatea de a integra principiile sustenabilității în programele lor educaționale, în cercetare, contribuind astfel la formarea unor profesioniști conștienți de impactul lor asupra mediului și asupra societății. Această integrare nu răspunde doar cerințelor contemporane, ci pregătește viitorul, pregătește practic studenții pentru a deveni lideri în domeniul dezvoltării sustenabile. Atunci când discutăm despre rolul universităților private europene în promovarea inovației și colaborării internaționale, ne referim la o serie de aspecte pe care le putem evidenția extrem de simplu. Colaborarea cu universități din diferite state europene pentru a promova inovația. Inițiativele educaționale de cercetare comune la nivel european. Importanța digitalizării în facilitarea cooperării academice internaționale. Implicarea universităților europene în pregătirea studenților pentru piața muncii globalizată. Și, bineînțeles, în ultimul rând, exemplele de bune practici și parteneriatele internaționale de succes. Am ales această formulă pentru titlu, deoarece revel o perspectivă pe care am considerat-o interesantă pentru explorarea unor subiecte specifice mediului universitar privat. Precum flexibilitatea și adaptabilitatea universităților private în a răspunde cerințelor pieții globale. Parteneriatele internaționale unice, alături de inițiativele de colaborare și cercetare în educație. Modele de finanțare inovative și sustenabile aplicate de universitățile private. Provocările specifice întâmpinate de universitățile private în competiția pentru studenții internaționali, de ce nu recunoașterea la nivel global. Digitalizarea ca motor al modernizării proceselor educaționale și administrative. Flexibilitatea și adaptabilitatea universităților private de a răspunde la necesitățile cerințelor pieții globale se referă la faptul că universitățile private, spre deosebire de cele publice, tind să fie mai agile în structura organizatorică. Și, practic, au un plus în capacitatea de organizare a schimbărilor rapide pentru ca să se alinieze nevoilor manifestate de economie și societate globală. Această flexibilitate și adaptabilitate se manifestă în mai multe moduri. Un curriculum personalizat și inovativ, o reacție mai rapidă la tendințele globale de schimbare, parteneriate dinamice, accent pe competențele practice și, de ce nu, un management eficient, deoarece au o structură de management flexibilă care le permite să ia decizii rapide în ceea ce privește alocarea resurselor și dezvoltarea de noi programe. Apoi, parteneriatele internaționale unice și inițiativele de colaborare și cercetare în educație nu se referă exclusiv la universitățile private. Însă, în contextul universităților private, trebuie să evidențiem câteva aspecte specifice. Există o mai mare libertate și autonomie. Se pune accentul mai mare pe inovație și, de ce nu, există un acces mai rapid la resurse și o viteză mai mare de reacție în luarea unor decizii. Avantajele structurale și financiare prezentate de universitățile private constă în aspecte care conferă flexibilitate, autonomie în luarea deciziilor, acces la resurse, adaptare rapidă la schimbările în mediul academic. Și, practic, discutăm de avantaje structurale.
Ceea ce interesează este de aici orientarea către cerințele vieții. Pentru că universitățile private sunt mai orientate spre nevoile acesteia, atât în ceea ce privește angajatorii, cât și în ceea ce privește studenții. Ele sunt permanent motivate să ajusteze programele pentru a rămâne competitive și, practic, să fie aceste programe atractive pentru studenți, oferind specializări care răspund la evoluția cerințelor profesionale și tehnologice. Nu în ultimul rând, discutăm de probleme legate de autofinanțare și surse din diverse venituri, deoarece finanțarea universităților private este în principal din taxele de școlarizare, însă putem discuta despre donații, de sponsorizări, colaborări cu companii private sau instituții internaționale. Apoi, finanțarea flexibilă, deoarece având acces la diverse surse de finanțare, universitățile private au mai puține constrângeri în ceea ce privește utilizarea resurselor. Parteneriatele în sectorul privat, deoarece sponsorizările, donațiile, sunt practic resurse suplimentare care, în ultimă instanță, vin din sectorul privat și colaborările sunt benefice și pentru dezvoltarea de programe educaționale care să răspundă direct nevoilor vieții muncii. În concluzie, trăim vremuri interesante, caracterizate de frământări politice la nivel global fără precedent. Discutăm despre dezvoltare sustenabilă. Discutăm despre universități private. E normal ca în acest context să ne gândim la reziliență. Care este conexiunea între reziliența unui stat și învățământul privat? O putem analiza din perspectiva rolului esențial pe care îl joacă educația în dezvoltarea economică a unei națiuni. Am încercat să enumăr pe scurt câteva moduri prin care învățământul privat poate contribui la reziliența unui stat. Și anume, prin diversificarea ofertei educaționale, prin flexibilitate și adaptabilitate, prin reducerea presiunii asupra sistemului public, pentru că învățământul privat are și rolul, și trebuie să recunoaștem asta, de a reduce presiunea asupra instituțiilor publice de învățământ, oferind o soluție suplimentară pentru educația tinerilor și contribuind la un sistem educațional mai echilibrat. Apoi, stimularea inovației și antreprenoriatului, deoarece universitățile private sunt puternic axate pe inovare și antreprenoriat, oferind studenților acces la resurse, programe, competiții, startup, parteneriate în sectorul privat. Practic, discutăm despre o mai mare angajabilitate a studenților. Apoi, în ceea ce privește internaționalizarea și cooperarea globală, învățământul privat trebuie să fie mai orientat către parteneriate internaționale și singuri academice, atrăgând profesori și studenți din diverse țări. Flexibilitate în situații de criză, în fața unor crize precum cele economice, pandemii, conflicte geopolitice, universitățile private pot implementa rapid soluții de adaptare, precum trecerea la învățământ online, ajustarea curriculumului, dezvoltarea de programe specializate pentru a răspunde noilor cerințe. În investiții private și independență economică, învățământul privat se bazează în mare parte pe investiții private, taxe de școlarizare, donații, factori, reduce dependența financiară și oferă resurse suplimentare în dezvoltarea infrastructurii educaționale. Această independență poate spori reziliența statului, deoarece universitățile private nu sunt la fel de vulnerabile în fața reducerilor bugetare guvernamentale în perioada de criză. Învățământul privat poate aduce o contribuție semnificativă la reziliența unui stat prin diversificarea sistemului educațional, simularea inovației, antreprenoriatului, flexibilitatea, adaptarea la nevoile emergente și reducerea presiunii asupra învățământului public. Dacă vorbim despre digitalizare, recunoaștem că este considerat un motor pentru modernizarea proceselor educaționale și administrative. Discutăm, practic, de o influență majoră prin accesibilitatea crescută la ceea ce
înseamnă educație, îmbunătățirea procesului de învățare, automatizarea proceselor administrative, colaborare și comunicare îmbunătățite, un management eficient al datelor, reducerea costurilor pe termen lung, adaptabilitate la nevoi emergente și o inovație continuă aplicată în educație. Digitalizarea este un motor al modernizării pentru că eficientizează procesele educaționale și administrative, îmbunătățește accesul contribuie la reducerea costurilor. Aceasta face ca instituțiile de învățământ să devină mai flexibile și pregătite să facă față provocărilor actuale și viitoare, contribuind astfel la dezvoltarea unei educații moderne și competitive la nivel global. Digitalizarea conduce implicit la prosperitate. Prosperitatea pentru Universitatea Europeană poate fi înțeleasă în mai multe dimensiuni. Avem odată ceea ce se numește dimensiunea legată de calitate educațională, pentru că o universitate prosperă, atât timp cât propune programe educaționale de înaltă clasă, în altă calitate, ce răspund nevoilor vieții. Discutăm apoi de cercetare și inovație, pentru că prosperitatea include capacitatea de a desfășura cercetări relevante și inovatoare, atrăgând fonduri externe și colaborări internaționale. Apoi, o sustenabilitate financiară, pentru o universitate prosperă are o bază financiară stabilă și, în ceea ce privește internaționalizarea, o instituție prosperă, dacă reușește să se angajeze în parteneriate internaționale, în schimbul de studenți și profesori, în colaborări de cercetare, pentru a crește propria reputație la nivel global. Apoi, discutăm de implicare comunitară, pentru că prosperitatea se reflectă în relațiile cu comunitatea locală, satisfacția studenților, diversitate și incluziune pentru o instituție prosperă, promovează diversitatea studenților și personalului, asigurând un mediu inclusiv și accesiv pentru toți, reputație și clasamente, fiind recunoscută pe plan național și internațional. În ansamblu, prosperitatea unei universități europene înseamnă o combinație de excelență academică, sustenabilitate financiară și impact pozitiv asupra comunității și societății în ansamblu. Există diferențe notabile între percepția prosperității asupra universităților private din Europa, SUA și China. Și am făcut această notare datorită faptului că am putut observa, fiind practic membru al Universității Private Europene, am putut observa aceste diferențe în ceea ce privește captarea interesului la nivel internațional și modul în care sunt rezultatele reflectate de recunoaștere internațională. În Europa, universitățile private pot avea acces redus la fonduri publice și depind adesea de taxele de școlarizare și donații. În vreme ce în SUA, universitățile practic, universitățile private, dispun de resurse financiare considerabile. Iar în China, universitățile primesc un sprijin substanțial din partea guvernului, fapt care le permite să investească masiv în infrastructură și cercetare. Apoi, în ceea ce privește cercetarea, în Europa există o tradiție puternică în cercetare, însă universitățile pot fi mai conservatoare în adoptarea inovațiilor rapide. În SUA, universitățile sunt lideri în cercetare și inovație, pun accent pe aplicarea rezultatelor în industrie și pe atracția de fonduri externe. În China, se concentrează pe creșterea rapidă a cercetării cu investiții mari în domenii strategice. În ceea ce privește internaționalizarea, în Europa, universitățile europene sunt deja integrate în rețele europene și internaționale, se facilitează schimburile culturale și academice. În vreme ce în SUA, sunt atrași studenți internaționali datorită reputației globale, cu un rezultat benefic pentru partea de finanțare, dar pot exista bariere financiare pentru studenții străini care nu reușesc să acopere aceste necesități. China se străduiește să devină centrul educațional global, atrăgând studenții internaționali
și statuind parteneriate internaționale. Angajabilitate în relație cu angajatorii. Europa poate avea un accent mai mare pe partea de educație teoretică și multe universități dezvoltă legături cu angajatorii pentru a îmbunătăți gradul de angajabilitate. În SUA există o legătură foarte puternică între universități și industrie, cu programe de internship și angajabilitate ridicată. Între ele și universitățile din China se concentrează pe pregătirea studenților pentru piața muncii, atât în China cât și în internațional. În ceea ce privește incluziunea, în Europa se pune accent foarte mare pe diversitate și incluziune, cu variații între țări, se există o oarecare uniformitate. În SUA avem de face cu un model diversificat care se confruntă cu foarte mari provocări. În China se recunoaște importanța diversității. Sistemul este uniform, însă pornește spre acest aspect. În ceea ce privește reputația și plasamentele, universitățile din Europa nu sunt, deși au reputație foarte bună, nu sunt în număr mare în primele clasamente. Există diferențe. Universitățile din SUA sunt universități de elită, domină clasamentele internaționale, influențează alegerea studenților, în vreme ce, pe reputație, China a crescut semnificativ în clasamentele internaționale. În concluzie, prosperitatea universităților în aceste trei regiuni este influențată de contextul economic, de contextul cultural, sociopolitic și de tradiție educațională. Fiecare model are puncte forte și provocări specifice, reflectând diversitatea globală în educația universitară. Percepția universităților în aceste trei zone asupra prosperității variază în funcție de valorile culturale și de prioritățile educaționale în contextul socioeconomic. Adică, în Europa discutăm despre colaborare și coeziune. Se pune accent pe colaborare și coeziune socială. Prosperitatea este văzută nu doar în termeni financiari, ci și prin contribuția la dezvoltarea comunității și la crearea unei societăți echitabile. Apoi, accesibilitate. Există o preocupare semnificativă pentru accesibilitatea educației, în vreme ce prosperitatea este legată de capacitatea de a oferi educație de calitate pentru toți, indiferent de statutul economic. Sustenabilitate. Universitățile sunt din ce în ce mai conștiente de impactul lor asupra mediului și caută modalități de a integra această misiune a lor. În SUA, pe locul întâi, este competitivitatea, inovația, angajabilitatea și există o recunoaștere a valorii universității și incluziunii ca parte integrată a prosperității, cu mari provocări în a crea un mediu cu adevărat inclusiv. În China, universitățile percep prosperitatea ca parte a obiectivelor naționale, contribuind la dezvoltarea economică și tehnologică a țării, educația superioară fiind văzută ca un motor pentru avansarea societății. Universitățile recunosc rolul în contextul globalizării, percepând prosperitatea ca o oportunitate de a deveni actori internaționali prin atragerea de studenți și colaborări globale. În concluzie, percepția asupra prosperității variază considerabil între aceste trei regiuni. În timp ce universitățile europene se concentrează pe coeziune socială, în SUA se pune accent pe competitivitate și angajabilitate, în vreme ce universitățile din China văd prosperitatea în contextul dezvoltării naționale și al globalizării. Aceste diferențe reflectă nu doar prioritățile naționale, educaționale, ci și valorile culturale și socioeconomice din fiecare regiune în parte. Pentru a încerca să mergem mai departe, vreau să discut foarte puțin despre partea de transparență și responsabilitate, acolo unde universitățile considerăm că trebuie să fie transparente în privința performanțelor lor, să-și asume responsabilitatea pentru impactul pe care l-au asupra studenților și comunității. Și să integreze feedback-ul din partea comunității pentru a ajusta strategiile în îmbunătățirea percepției asupra ceea ce se numește prosperitate. O abordare logică a percepției prosperității universităților, considerând că trebuie să fie cuprinzătoare,
integrând atât dimensiunile economice, cât și pe cele socioculturale. Aceasta va permite instituțiilor de învățământ superior să corespundă mai bine nevoilor studenților și societății, promovând o viziune durabilă și responsabilă asupra educației superioare. Vă mulțumesc! Amplă în plan comparativ. Sunt atât de relevante, aș zice, contextului tematic al conferinței de astăzi, dar și potrivit oricărui sistem de educație din orice colț al lumii, aceste concluzii ale domnului profesor Marinescu. Peisajul universitar european se caracterizează printr-o heterogenitate remarcabilă, exprimată în termeni de organizare, după cum a fost menționat, conducere și condiții de funcționare, inclusiv de finanțare. În contextul globalizării și digitalizării accelerate, universitățile private europene joacă un rol din ce în ce mai important, cu impact direct asupra ecosistemului de inovare și în promovarea presc a colaborării internaționale. Aceste instituții, prin flexibilitatea lor, putem zice, în adaptarea programelor de studii, cum a menționat domnul profesor, și în implementarea de soluții educaționale inovare, devin catalizatori ai schimbării în peisajul educațional. Cert este faptul că provocările sunt multiple și vizele sunt pe măsură. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și aceste contribuții. Următorul invitat pe care am onoarea să-l prezint în continuare este domnul Sorin Pocancea, profesor universitar și prorector al Universității Tertiare din Iași. Este directorul revistei Polis și al editurii Polis Books și președinte al Institutului de Studiere a Ideologiilor. Printre lucrările publicate se numără Institute și Politici Publice în Uniunea Europeană, 2004, Cetatea lui Platon, 2010, Noi și Postcomunismul, publicat 2012, trei decenii de învățământ superior privat în România, Universitatea Petre Andrei din Iași 2021, a coordonat 14 volume colective, dintre care 6 în colaborare și a realizat alte 5 în co-autorat. A publicat peste 60 de articole științifice în reviste și în volume colective. Cea mai recentă lucrare, pentru care o felicităm, este Calea Europeană a Republicii Moldova, de la mitologii și indecizie la acțiune, coordonat împreună cu Radu Car, editura Polis Books, Iași, publicată în mai 2024. Lista putea continua, trebuie, mă opresc aici pentru a opri posibilitatea invitatului nostru de a conferenția pe tema anunțată Calea Europeană a Republicii Moldova. Bună ziua tuturor! Mă bucur să am aici într-o zi aniversară. O să încep urarea de la mulți ani Universității Gazdă. Știm că este o istorie scurtă la nivel mondial, dar pentru noi, românești, Republica Moldova este o istorie lungă. Pentru că suntem printre primele universități private care, după crearea comunismului, România nu a mai avut, înainte de comunism, nu a mai avut învățământ academic privat. Așa că, pentru unii a fost o noutate, și pentru grupul Republica Moldova, Paris, a fost comutate și pentru România, Paris, a universităților private și a colegilor de la Galați și Universității Petre Andrei la Iași a fost comutate. Ne-am bătut cu o legislație în face, o legislație făcută tot de foștii comuniști și nu puteau să o compună decât așa cum au putut o gândi ei. De aceea, încă și dincolo de curs și dincoace de curs, mai sunt probleme care pot fi ameliorate. Astăzi vă voi prezenta câteva elemente ale unei cărți, care are o istorie, o istorie de voluntari. Pentru că prima ediție se chema Calea Europeană a Republicii Moldova și a apărut în 2016. Ideea acelui volum colectiv în care am reunit împreună cu profesorul Radu Carp, studii ale unor
specialiști în domeniul istorie, drept, relații internaționale, științe politice, economie. Deci, toate aceste studii, prima ediție, de 37 au fost, au venit ca urmare a unor fenomene, a unor evenimente care au influențat atunci foarte puternic istoria recentă a Republicii Moldova. Deci am numit de entuziasmul acordului de la Vilnius. Îmi părea că această cale europeană a Republicii Moldova este de neopit. Dar după aceea să vină o lovitură puternică, fructul miliară. Lumea a spus că niciodată în această credere Republica Moldova nu și-a mai revenit. Am realizat acel volum, acele studii și aș vrea să prezint modalitatea în care lucrurile au evoluat în 2016, când a apărut prima variantă a Parlamentului, până în 2024, după 8 ani. Da? Pentru că în varianta nouă a volumului, variantă pe care i-am pus un subtitlu de la metodologii și indecizi la acțiune, s-au întâmplat lucruri în care puțin au crezut în 2016 realizarea lor, au crezut puțin atunci. În prima variantă, atât în prima variantă, cât și în a doua variantă, avem o secțiune referitoare la istoria Republicii Moldova. Pentru că Republica Moldova a avut o istorie zgurcumată, aflată între două fali geostrategice, totdeauna Republica Moldova a fost la marginea unei țări sau la marginea unei imperii. A fost la marginea României și a fost apoi la marginea unei țări. Acum se vorbește de Europa la marginea Europei, la marginea Uniunii Europene. Încă suntem noi, România, la marginea Uniunii Europene. În momentul în care Republica Moldova se va integra în Uniunea Europeană, nu va mai fi la margine. Pentru că la margine va fi Ucraina. Și iată că întrebarea Ucrainei va rezolva și România o problemă, nu vom mai fi la margine, vom fi în centrul Uniunii Europene. Pentru la teritoriul pe care îl are Ucraina, ne trezim deodată la mijloc. Lucru care oarecum ne învelește mai bine. Da? Nu ne mai simțim într-o margine de realitate politică, ci undeva în centrul. Spuneam că în 2016, când am realizat prima variantă a volumului, dezbaterile s-au centrat atunci pe acea mare lovitură care a fost fructul miliardului, produs într-o guvernare pro-europeană. Aici a fost marea lovitură. Pentru că dacă fructul miliardului se producea într-o guvernare pro-rusă, nu era nicio așteptare. Nu era nicio dezamăgire. Dezamăgirea au constat tocmai în faptul că pro-europenii au făcut posibil ca pro-rușii să fure miliardul. Pentru că, până la urmă, miliardul și în aceste zile, vedeți, se întoarce acasă. În formă banilor prin care se cumpără voturi. Da? Deci, este o formă de repatriere capitalului, pierdut cândva. Spuneam că, o primă parte, spune referitoare la istoria Republicii Moldova, s-a păstrat și în volumul actual, scos în august, în mai de în acest an. Și acolo este cuprins întregul zbucium al Republicii Moldova. Fie când a fost provincie, fie când a fost o regiune Imperiului Țarist, fie când a fost Republica Socialistă Federativă Restrese Moldovenească, cum s-a pus Transnistria, cum a fost toată Transnistria, acum Transnistria este peștele cel mic, menit să fie peștele cel mare, și așa mai departe. Sunt elemente de istorie a Republicii Moldova pe care nu le cunoaște, pentru că suntem dispuși mereu să vedem în schematism. Dacă s-a spus așa, rămâne așa ce ne complicăm. Ori, dacă nu cunoaștem istoria acestei provincii, nu putem să înțelegem și ezitările pe care le-am avut în acești ani, în care spre Uniunea Europeană. În 2016, când am scos prima variantă a volumului, în textul pe care l-am scris atunci, arătam faptul că
Republica Moldova va avea perioadă de generare. Am fost un optimist. Și din fericire am avut dreptate. Dacă nu, astăzi aș fi cu o față tristă, spunem, domnule, că n-am avut dreptate. Iată că Republica Moldova nu și-a revenit. Republica Moldova și-a revenit. După o perioadă de o guvernare pro-rusă, iată că a revenit guvernare pro-europeană, iar calea europeană s-a mai desfășurat așa cum se desfășurase până în 2016. Adică mai mult în forma sloganurilor și în forma afirmării ipotezii de radio ce bine ne-ar prinde, la calitate în Uniunea Europeană. Acest salt de la ideologii și indecizii la pragmatism a fost făcut și de către România, în calea ei spre Uniunea Europeană. România și-a depus cererea în 1995 și a trebuit 12 ani să se integreze în Uniunea Europeană. Republica Moldova, chiar dacă unora li se pare că este fantasmagoric ceea ce spun, va avea nevoie mai puțin de integrare. Pentru că, în prezent, Republica Moldova este mai aproape de Uniunea Europeană decât era România 95. România 95 avea o guvernare care, în mare parte, era publicitară. Arăta cu drept că Uniunea Europeană, dar erau față spre trăsărită. Mult timp a trebuit până când s-au luat niște decizii radicale în ceea ce privește calea spre NATO, da? La NATO și mai multe rezultări din Iugoslavia, când România a mizat clar pe carte NATO, moment în care nu a mai fost cale de întoarcere, da? După aceea integrarea în NATO, care a fost un pas foarte important pentru integrarea în Uniunea Europeană. Dar a urmat un proces pragmatic în negocieri, prin cele acorduri bilaterale, care au fost marcare de principiul condiționalității aderării. Adică faceți un pas, mai primiți bani. N-ați făcut pasul, nu v-ați făcut tema, mai așteptați. A fost un mare motor de integrare acel principiu al condiționalității, așa cum a intrat și Republica Moldova. Odată ce vedem și astăzi se interogează la Bruxelles, pas cu pas. Și atunci vine Uniunea Europeană și spune, dacă vă faceți tema aceasta, încheieți capitolul acesta, primiți următoarele fonduri. Pentru că, până la urmă, aici este varianta pragmatică pe care au conceput-o și părinții Uniunii Europene. Nu declarații. Europa nu a dus niciodată declarații până în 1952, la crearea primei comunități europene. Toate țările declarau că vor să fie împreună cu Europa plăci. Și Europa a fost continentul cel mai pericos al lumii, cel mai plin de conflicte, a generat cele două mari conflicte. În Europa s-au generat numai că s-au extins după aceea, da. Dar până când Europa nu a adoptat calea funcționalismului pragmatist pe care a propus-o un mare teoretician de relații internaționale, nu un teoretician de Dimitrani, Radan Dimitrani, care a fost profesor la Oxford, plecat la 18 ani în Occident. Și acea teorie a fost preluată de Jean Monnet și aplicată, s-a creat Europa pas prin acea integrare pragmatică. Europenii au învățat că pacea este mai aducătoare de bunăstare și război. De aceea și Republica Moldova intră pe această cale a pragmatismului, în care trebuie să pună pe masă ceva și va primi pe masă recompensă, care la un timp va merge iar în dezvoltare și așa mai departe. Așa a făcut și România, așa au făcut toate statele care s-au integrat în Uniunea Europeană. Vă spuneam că și România a parcurs acest traseu și a fost partea foarte dificilă, a fost acea asumării acțiului comunitar, adică întregului bagaj legislativ care are preeminență față de bagajul legislativ național. Or, avantajul Republicii Moldova este acela că bagajul legislativ este gata tradus în România. Și este foarte ușor de preluat, mai ales că Republica Moldova, în multe domenii, deja au făcut pasul de europeanizare. De asta, repet, Republica Moldova astăzi este mai aproape de Uniunea Europeană decât era în 1995. Și nu avem nevoie de 13 ani pe care intra în lume. A intrat mult mai repede, pentru că sunt pași pe care Republica Moldova a făcut deja.
în reformele pe care, normal, sunt comentate la orice reformă. Nici noi nu am fost în România, am construit toate reformele așa cum au fost făcute. Dar cu bune durere, cu recururi, cu salt înainte, salt înapoi, ele au fost făcute. Da? Și astăzi putem spune că România este statul european, care, normal, are loc de mai bine de evoluție. La fel se va întâmpla și cu Republica Moldova. Republica Moldova, în care această Uniunea Europeană a fost pândită de niște pericole și aceste pericole au fost la nivelul mental. Au fost niște fantasme care au urmărit întreaga populație a Republicii Moldova. În primul rând, ideea neutralității, care a fost inoculată de la Moscova. Fiți neutri, va apără noi. Rusia va apără orice, numai de ea nu se poate să apere. Așa am făcut cu toți cei pe de la care cer neutralitate. Va apărând de oricine, de mâini cu da? Și de aceea Republica Moldova a înghițit această cocoașă de neutralității, visând că va fi cândva o evoluție a Estului. Nu este o evoluție. Evoluția e în acest. Lumea nu are nevoie doar la evoluție. Cu atât mai puțin se califica Republica Moldova pentru noastră de stat. Da? Aici, unde zona a fost tot timpul a ciocnirii dintre două lumii. Republica Moldova a trebuit apoi, la fel ca toate celelalte state foste comuniste, să iasă de sub marasmul post-comunismului. Pentru că și asta sunt prezente nostalgii după acea vreme, ca și cum, după devenirea comunismului, am căzut dintr-un iad, dintr-un rai. Nu, noi am și dintr-un iad, am căzut dintr-un rai. Și în România sunt prezente astfel de fantasme, încă în ultimii 30 de ani nu ne-am ajuns, nu ne-am prăbușit, că nu ne-am prăbușit. Dacă privim de la cifrele anuală statistic, care arată nivelul produsului intern produs și până la evidența constrângătoare, vorba filozofului de Deloșa, da? Evidența constrângătoare. Deci vezi și n-ai cum să spun că nu e așa. Da? Să vedem cum arată azi România și ne-am cum arată acum 30 de ani. Și nu putem să spunem că albine, dar suntem rău intenționați. Ieșirea de prin acest maras și prin această nostalgie după o epocă pe care am vrut-o să treacă, pe care am vrut să o îngropăm, dar sunt oameni care nu vor ca acea epocă să treacă. Să rămână în mințele cetățenilor ca fiind de epocă de aur. Ce bine a fost, dar dacă așa a fost de bine, de ce am întâlnit comunismul? Dacă nu ne simțit cu toți așa, de ce a fost comunismul? Păi n-a fost bine. Și n-a fost bine văzând astăzi cât de mult efort trebuie să facem să ieșim din mrejele acelui sistem picălos, care a fost sistem comunist, omul nevăzut. O altă chestiune foarte, foarte delicată a fost unionismul. Și este unionismul. Unionismul, această mișcare a conservat identitatea românească, într-un stat în care Uniunea Sovietică a vrut să-l lucifice. Nostalgia după patria mamă și efortul de a menține limba română au fost, cum să spun, niște vite foarte puternice, care au ținut societatea din Republica Moldova împreună. Numai că cei de la Est, mari specialiști în manipulare, au reușit să facă de unionism o sperietoare. Spune așa, vreți România? Păi știți ce înseamnă România? Înseamnă că toți ceilalți care nu sunt români, Republica asta pare să vă fie asupriți. Și au reușit să instige comunitățile din Republica Moldova, rusofonii, da, și rusofii, să spună, nu, asta înseamnă, în primul rând, amestecă de teorie interne, dar nu este stat independent, asta înseamnă comunism. Și iată cum au convertit, au pervertit, de fapt, această idee nouă care a ținut identitatea culturală și națională a unei țări, au pervertit-o până când a ajuns o mare sperietoare și un instrument de teroare pentru cei care e din cursul român. Ori, am observat în ultimii ani un efort al guvernării de la Chișinău de a vorbi despre cetățenia civică. Atât timp cât ești pe țara Republicii Moldova,
cum contează de cei mici, sau cum avem în față cetățenii civică. Dar în partea aceasta a lumii tunesc, cetățenia s-a constituit după modelul iberian. Apartenența o comunitate, fiind apartenență de limbă, sânge și așa mai departe. Lucrul care a dus la războaie interetnice și așa mai departe. Vedem că acest comunism a fost pervertit și a fost aruncat ca o problemă grea și pentru București, pentru Bruxelles. De ce? Pentru că susținerea unirii celor două state, pe cele două mari republicuri, crea o mare problemă, încălcare în tratate. România, când a intrat în Uniunea Europeană, în NATO, prin rând, a fost o mare pretenție teritorială nimeni, față de nimeni. Nici față de nimeni, că nu au oameni și față de Ucraina. Când a intrat în Uniunea Europeană, la fel. Și au angajamentul nu are niciun fel de pretenție. Ce a însemnat urbanismul plus în extremă? Să împingi România, să încauci un tratat. Și atunci, normal că partenerele de la Constituție au spus stop. Nu ne interesează lingvistica. Care este singura modalitate prin care Republica Moldova revine la mată? Integrarea europeană. Și atunci, ce mai contează dacă mie îmi dispare vama de la Reușeni? Nu mai s-au două ore și jumătate, se întâmplă și nouă cumva. Nu mai contează granițe. Și așa, o mare parte din cetățenii Republicii Moldova, dintr-o găserviță a președintelui Căsescu, au devenit și cetățenii ai României. Deci cetățenii ai Uniunii Europene. Am și scris în volumul de atunci, că este, de fapt, o integrare tacită. O integrare ușoară. Cei care nu s-au trecut cu vederea. Dar Uniunea Europeană, chiar înainte de integrarea Republicii Moldova, nu poate să rămână indiferentă. De ce? Pentru că peste curte au fost cetățenii pe care trebuie să-i acte. Nu? Cei care au și cetățenie română, au cetățenie de tot. De Uniunea Europeană. Sunt gata integrați. Ah. Mai rău bani și stau. Bine, eu după aceea. Eu mă interesez. Cetățenie, societatea a luat-o cu mult înainte pe care Europeană, pe când ajunge statul. Pe urmă, o problemă în sale. Și de aceea, vedem această forță de regenerare a venit și din niște procese istorice care s-au făcut fără mult tam-tam, fără mult zgomot. Acordarea cetățeniei s-a făcut în liniște și ani la ani și astăzi. Se acordă cetățeniei. Să înseamnă o integrare, o altă formă de integrare europeană a cetățenilor Republicii Moldova. Și se plimbă prin Uniunea Europeană drepturile de bine. Fiind cetățenia unui stat care încă nu este membru al Uniunii Europene. Forța de regenerare a Republicii Moldova a venit și prin aculturația pe care au făcut-o posibilă tinerii care au studiat afară și au venit o parte dintre ei au venit în Uniunea Republică înapoi. Și atunci au venit de acolo cu comportamente, au venit de acolo cu modele și asta se întâmplă și în România. Societatea a luat-o cu mult înaintea statului român în România. Societatea a fost mai organizată decât s-a organizat statul prin asumarea unor practici, bune practici de guvernare, guvernarea centrală, provincia locală. Așa se explică, revin la Republica Moldova, așa se explică această forță de regenerare a Republicii Moldova. Prin acel flux de populație care au trecut pe parte de alta acordului, și-au venit cu practici europene. Și-au venit cu modele noi. Și nu au mai venit propaganda venită de la Est, care vine să ne rescrie un trecut care n-a fost niciodată așa. Da? Calea Europeană a Republicii Moldova, repet, va fi mai scurtă decât a fost Calea Europeană a României. Tocmai ca urmare a acestor fenomene, în desfășurare de aproape un decenii. Când am făcut invitația pentru a realiza acest volum, care mai am 37, 37, 23, au mai cedat pe parcurs, m-a întrebat unul dintre contributori, dar nu era mai bine să o facem la 10 ani la postul volum sau după ce a dat referendumul? Și am zis, nu, volumul trebuie să apară înainte de referendum. Trebuie să apară înainte de alegeri. Pe
pentru că e simplu să vii un volum în care să constați. Hai să vedem ce putem face pentru ca cetățenii din Republica Moldova să înțeleagă ce se întâmplă în această toamnă. Să înțeleagă faptul că în acest an își decid istoria pentru următorii 10 de ani. De aceea este foarte important și acest an, la unică, la o măsură, o idee interesantă această referendum. Dar să sperăm că va avea un final dorit de către comunitatea din Republica Moldova. Tema evoluția post-comunistă a Republicii Moldova și perspectivele care se profilează în vederea aderării și integrării sale în Uniunea Europeană. Rămâne optimiști în acest dezideram. Un anunț aș vrea să fac. Volumul poate fi descărcat gratuit de pe site-ul editurii Polis Books. Este la liber. Deci puteți să-l descărcați pe site-ul editurii fără poate. Rămânem, ziceam, optimiști în acest deziderat și nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru șansa păcii, feresc și înainte cât mai ies. Următorul invitat, conform agendei, care este prezent online, profesorul Alex Chopin. Thank you for joining us. Hope that you can hear us. Just confirm, please. Thank you. While you get ready with your presentation, with your permission, I will quickly introduce you. Alex Chopin is an associate professor, also associate project officer in the educational sector at UNESCO, where he works on issues relating to disinformation, racism, antisemitism, and extremism in the context of UN Conference on Global Citizenship. He has a background in academic research and political sciences, history, and international relations. He's enrolled in PhD at the École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris, France. Between 2020 and 2024, he was also a researcher at the Technical University in Berlin, in addition to teaching classes at the University of Bucharest. His contributions have been published in collected volumes and peer-reviewed academic journals in the UK, Sweden, France, and Romania. Professor Alex Chopin, we applaud your remarkable achievements. Thank you for joining us and accepting to be the keynote speaker today. Looking forward to your presentation, the floor is yours. Well, now that I'm in the entry model, we will be asked the most advice of the presentation. Aș sublinia încă profesor doctorandul și am prezent ca și doctorandă, dar de asta mulțumesc pentru introducere. Și o să trec în engleză pentru prezentare, dar vreau să spun că pentru întrebări, dacă sunt întrebări, cu mare plăcere să răspund în română sau în franceză sau în orice altă limba așa. Prezentarea tot poate în engleză, numai pentru că materialele UNESCO sunt toate în engleză, unele sunt traduse în română, încep să fie traduse. Și mă bucur foarte mult că am putut participa la traducerea unora dintre documentele cu vorbesc din despre teorie în Aziei, avem de traducea putem să fie disponibil destul de rapidă, dar mare o valoare de sustenire. Așa că acum o să partajez cu șanulă. So I will now switch to English. So my presentation is going to focus on the efforts made by UNESCO to fight disinformation and information polarization in Europe. And especially the work that has been done in the last few years in the post-COVID era, when we see, let's say, an increase in
disinformation and in the social harms of disinformation, which inspired UNESCO to pick up the pace of programs and try to create a global coalition of stakeholders to assess and combat the issue. I think UNESCO started working more with disinformation a bit before COVID, once the energy of digital age became obvious. But there was later a hike during COVID, and it became more relevant to colleagues within multiple agencies. There is a second pandemic that was happening currently with the COVID pandemic, which was a misinformation and disinformation pandemic. And that in connection to what UNESCO is doing in terms of human rights, peace education, because as we know, especially in politically sensitive and polarized contexts or in post-crisis contexts, disinformation and conspiracy theories are one of the main and key drivers of political conflict and unrest. And now we are looking at the concept of information literacy, which is really at the core of this mandate. We understand information literacy as a composite concept that has two layers. One is about information literacy, is how do we assess information to all harmful, what's mostly about basic fact-checking. And also actual thinking. Thinking in a way that makes sense and can easily dismantle the traditional mechanism of disinformation or information manipulation. The second layer is a bit more specific because disinformation and in general information doesn't happen in a vacuum. It's always carried by our media, especially our modern societies, rumors. Don't usually happen, you know, like whispering in someone's ear. Usually happens to get understanding how mass media works. But behind it is essential to be able to decode information. And the third layer that is quite new, and therefore there is a lot of struggle around it, because when something is new, it somehow chaos around it, and sometimes educational systems struggle to keep up digital media. Because digital media want to share many things with traditional media, it's only specific ecosystem. So digital literacy needs understanding the mechanism of digital media generally was new, but same the same, and that includes the more cutting edge kind of digital media, for example, AI, and then go to the deep space, which is like algorithmic pipeline, organization, all those things which are tightly related to this booming digital ecosystem that keeps evolving very, very fast, way faster than any education system could evolve. So this is a challenge. Maybe I will at this point have some elements of vocabulary. I won't go through any of that, but I'm saying that there is a distinction between, first of all, manipulation, which is based on something that is technically real but is manipulated and inflict harm on a person, country, organization, who, for example, a real terrorist attack can be used to demonize an entire group of people, or an entire ethnic group, an entire religion. Disinformation is a classical dichotomy between something that is false and misleading but could be shared without harmful intent, while disinformation is very clearly something that is shared with the intent that is needed and caused from harm to gain political, social, economic capital. Fake news relates specifically to media and the way news media function, and can mean something that is distorted. Where it's necessarily politically motivated, but just for that of economic benefits. Something that's sensationalist, proportional, and other things meet the standards of quality view. Now, conspiracy theory is a specific type of disinformation, but we
and I've never missed Omega, but only this is Omega, no? And it's a belief that all events are being shared, secretly manipulated by powerful force with malicious intent. They are coherent narrative, unlike this information which is very scattered and fragmentary. This is a coherent narrative, it's closer to world than the real view. And the conspiracy don't exist, the conspiracy theories or narratives or myths are usually a very deliberate information and operation. Then when information and conspiracy theories are manipulated by foreign states or state actors, we are talking about foreign information related interference, which is already a security issue which should be addressed at the governmental level, because it prevents threats to the trade or the state or nation. Now, I'm going to present a little bit something like all the anatomy of the conspiracy theory. How do we recognize that? And how do we elaborate our tasks? And we see the usual practices of conspiracy beliefs is a low level of education, why we focus so much on education, low level of accuracy that can be tested through different metrics. We also have social political motives, for example, affiliation, radical ideologies, sometimes something as simple as being of a loose side of politics, some losing an election, they will be more prone to believe in conspiracy theories, for example, about the election being lost to fraud. Low level of income and weak social networks, so social isolation, they all favor believing conspiracy theories. Why do people believe in that when they are in bad situation? I would say there is also about epistemic motives, because humans have a need for epistemic security. You know, it's something that we call cognitive closure. We want to understand things, we want to reduce complexity, the simplicity. There is also a tendency in humans to look for patterns. Agency, even if it's malicious agency, can be reassuring. Which is why people create correlations when they are sometimes just, you know, hazards. There's also a specific pattern of thinking which the famous historian Richard Hochschild called the paranoid style of thinking, which is seeing being extra suspicious, or like hyper criticism, which is particularly present amongst groups that have been discriminated in the past or are feeling that are being politically ignored. There are also social political motives, for example, widely discussed in political, social, scientific institutions. And this is connected to what I said to populism, meaning that we value more the common sense of lay people because we consider the elites, elites to be corrupted by nature. Also, feeling of intergroup threat, which is why before crimes against humanity, crimes for atrocities, for the genocide, we see an explosion of conspiracy theories. So there is a feeling of threat, intergroup conflict, that we can believe conspiracy theories about other groups. Also, conspiracy theories can reinforce positive image and negative output image. And on a psychological level, there is a feeling of lack of control, anxiety, powerlessness that are feeding into conspiracy beliefs. What are the outcomes? The outcomes are quite dire, because not only do we see a discourse in science and traditional tribalistic institutions, which leads to low social cohesion, and discourse in all traditional institutions, including like social institutions like, for example, doctors or the medical system, which means sometimes the people that reject vaccination. For example, in Africa, there has been like over the past decades almost a reversal in the protest against the eradication of certain diseases, because it's such a big fear, you know, unmanaged by conspiracy theories about doctors coming to vaccinate, they coming to kidnap people, to kill them. But because of that, we see diseases that have been eradicated reappear.
So besides adhering to it, it's not happening. It also discourages engagement in mainstream political causes by voting there. It can also encourage radicalization and extremist methods of political participation and personal violence and terrorism. I think what really unites most terrorist attacks, regardless of ideology, is that they believe in at least one or two conspiracy theories. This is like the cause of war. They also lead to racism and prejudice, and they also lead to an engagement in minor criminal activities. What makes a conspiracy theory a conspiracy theory? So like the question here would be, how do we recognize one? And here is the niche for something that happened very recently in the United States, when we see the hurricanes, and a somehow bizarre conspiracy theory emerged about the elites being able, especially the Democratic Party, being able to control the weather and create those hurricanes that hurt, you know, a state that doesn't vote traditionally for that. What are the elements that really make up this conspiracy theory? First of all, we have this, what we call overriding suspicion, this paranoid thinking. You know, if something bad happens, it's because something wanted for this bad thing that happens. The weather just being bad is not possible. There is a plan, a malicious plan. So this hyper-criticism is a trait of conspiracy theory. We also have scapegoating, which is accusing another group of being guilty of everything bad that happens. We have victimization, because in conspiracy theory is always a bad guy in a way. And the good guy, the victim, usually the victim is the in-group. So this thinking, this victimization pattern of thinking is leading to conspiracy belief. We sometimes see a form of pseudo-scientific style. These are very interesting because when conspiracy theorists hate scientists, they insist to speak like scientists. So they kind of like hijack the terminology of science. So this is why it's very complicated, it's very important to be able to recognize this real scientifically backed evidence, which is just like scientific terminology, scientific rhetoric, just thrown there. The people that don't have a scientific knowledge can be fooled by pseudo-scientific style. They also tend to pile on arguments. This is a strategy called the Gish Dialogue. And they put so many arguments. Every argument in itself is very weak, but when we have hundreds of arguments, dozens of arguments to dismantle, even if you don't mention one because you missed it, forgot about it, they will say, oh, we cannot debunk it. So, deep dialogue is finding arguments, and even if they are all bad, the sheer number, the volume of arguments will create the impression of a sound theory. And third is something that I call information self-insulation. What does it mean? It ties to a very well-known theory by Wittgenstein's professor Michael Bachmann that positive and conspiracy theories are stigmatized knowledge. And it means that not only they are rejected by the institution, but you know, that every wrong belief that we have to say 2 + 3 = 9 is stigmatizing everyone saying it's fake. This is not a conspiracy theory, but it is that through real reversal process, stigmatization becomes the proof of evidence, because why would it be stigmatized if not the height of truth? If you say 4 + 4 = 9 because the elites attempt to hide the truth from us, the math is in a way an elite plot to hide the reality, then it becomes a conspiracy theory, while before it was just a mistake. So conspiracy theory takes the fact of being called false as a proof of truth. So in a way it's impossible to debunk, because the more you debunk, the more arguments you come up with, are going to be legitimized as part of the conspiracy. This is very important for teachers, for example, when they address conspiracy theories
the classroom setting now. Because once the prosthesis is already there, I don't know if the teacher is also part of the prosthesis, they have maintained the status. In a way, prosthesis here is called this type of epistemic self-mutilation. They never almost dismiss the degree of skepticism. Nothing can be true for what you say. And now, what can we do with the expansion? The UNESCO approach is built on two dimensions, right? First of all, is, and I think the less effective one is sometimes necessary, is unplanned reactive learning and teaching, when we have an incident of disinformation, and we have to address it very fast. Mr. Chaplin, excuse us, we do apologize for interrupting you. Yes. If you don't mind, please, you have two minutes more to go to the final remarks. Sure. Because we are out of time. Thank you for your understanding. And the second method is what we call pre-banking, which is addressing the controversy before it's widely known, in a way to educate learners about the mechanisms of prosthetic thinking before. Pre-banking is at the core of UNESCO's approach, and so-called adaptive manipulation, and it means to teach people to spot and resist manipulation before it happens through a few steps. First of all, it's warning viewers of, you know, the basic manipulation. And we are going to show them an example of manipulation. Then we present in advance the most common techniques and narratives of manipulation so that they are aware in theory of what manipulation is. Then we do something which is like a vaccine or microdose. We present or weaken or hack the example of this information before deconstructing and discussing it. The studies have shown that doing that will build resilience and the students or the public, the audience, will need an actual example of this information online, so it doesn't have going to be much less likely to believe it. And I'm going to end with a few recommendations. I'm going to focus here on macro level. You can always show the link on the screen. What you also recommend is implement information media literacy programs with a focus on society and disinformation and conspiracy theory at all levels of education, starting with the primary level all the way to college level and lifelong education. And of course, the content has to be adapted to complexity because I'm going to speak in the same way to audience of college, students and the primary school kids. And then, second recommendation is to create a multi-layer anti-disinformation ecosystem by building broad coalitions of stakeholders from the government, civil society organizations, academia and research, media, private companies, especially like social media, private companies. And third, but last but not least, I think universities and higher education has a very important role to play. So investing in more research on some of the blind spots of misinformation, especially when it comes to the latest technology, AI, is the basis of creating problems, like a trickle-down system. It starts at the top with like high education, creating the materials that can then be adopted and adapted, you know, towards low education levels. Yes, and with that, to grasp from your speech a special momentum we are passing now.
and think on the future of higher education, short, medium, and long-term prospects. My personal prediction is that the future of higher education and its international dimension must be anchored even more strongly in its societal responsibilities. Thank you once again for joining us, for your contribution to the success of this conference. Good luck in all your endeavors and look forward to future collaboration. Thank you. Thank you very much. Face o deosebită onoare, în continuare, să o prezint pe următoarea invitată. E vorba de doamna Maria Șaptițchi, conferențiar universitar, doctor habilitat în filologie, Universitatea de Stat a Nicolosului din Wales. O apreciată poetă, eseistă, critic literar, aflată la prima Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău, care a reușit, dacă permiți, în aproape 5 ani de mandat să relanseze această instituție culturală de prestigiu. Grație energiei și viziunii reformatoare a directoarei Maria Șaptițchi, Muzeul Național al Literaturii Române a devenit un adevărat ferment al vieții literare din Chișinău, un loc de întâlnire dintre cei creatori și public, având o colaborare intensă cu alte instituții culturale. Țin să remarc că doamna Șaptițchi a ocupat și alte funcții manageriale, inclusiv cea de prorector pentru știință la Universitatea de Stat al Nicolosului din Wales, director al Departamentului de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova între anii 2012-2016, secretar științific al secției Științe Umaniste și Arte Academiei de Știință a Moldovei între anii 2016-2019. Este cofondatoare a revistei SEM, a fost redactor șef al revistei Noua Revistă Teologică, între anii 2010-2012, a avut dinaintea intrării în postul de director de muzeu o intensă activitate publicistică. Textele domniei sale au fost scrise în diverse antologii apărute în limba română și în limba străină. Este deținătoare a distinției de stat și al Premiului Național al Republicii Moldova pentru poezia în 2021. Acest palmares impresionant al identității noastre nu se oprește aici, bineînțeles. Am evocat doar câteva din acestea. Toată admirația deschisă, doamnă, vă mulțumim pentru prezență. Aveți cuvântul pentru a conferința pe tema Stată Scriitorii din Republica Moldova în spațiul european, tematici și discurs de integrare. Mulțumim. Stimate domnule prorectore, ca să fac un plural corect, stimați domnule prorectori, stimate doamne secretar de stat, stimați colegi, mai matur, mai bine. Pentru că suntem toți colegi aici, chiar și studenții, probabil din cei mai importanți prezenți în sală. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa la conferința anuală și, iată, aniversară a Universității Internaționale din Moldova. Eu sunt pentru prima dată la o conferință la Universitatea dumneavoastră, adică eu am mai fost pentru o dată, dar am avut o prezență mai scurtă. Nu aș vrea să vă rețin prea mult, pentru că mai sunt vorbitori. Eu am o temă în care fac diferență, probabil. Pentru că s-a vorbit aici de politici universitare, de integrarea, pașii de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Eu însă am să vorbesc la un subiect de nișă, cum ar veni, pentru că am să vorbesc despre literatură. Acesta e domeniul de cercetare de mai bine de 30 de ani și rămân în această sferă. Dar, totodată, cred că tot ce facem, ce se face la Kremlin, prin strategii, prin politici,
într-un anumit moment ajunge acolo la fiecare membru al societății, la fiecare om, să spun așa, pentru că ai o carte în față și citești un autor. Și comunici, de fapt, cu lumea aceea care vrea să se integreze în Uniunea pe care tu ai creat-o cu câteva zeci de decenii în urmă, nu? Mă gândesc la cei din Uniunea Europeană. Pentru că scriitorii care au ajuns în listele de top în Uniunea Europeană, care au luat premii ale Uniunii Europene în domeniul literaturii, zicem, sau sunt traduși, ei, de fapt, ajung la inima fiecărui cetățean al unor țări în limbile cărora s-au tradus aceste cărți. Este o chestiune foarte fină, este un lucru delicat și cred că funcționează pe un teren mai îngust în profunzime. De ce am să vorbesc la mod general despre ce s-a întâmplat de fapt în literatura de ultimii 35 de ani aici la noi și am să dau câteva nume. M-aș bucura foarte mult dacă cineva prezent aici, văzând cartea unui autor, aș din mâna și ar citi-o. Eu am un text, dar nu o să-l citesc, o să încerc să trec pe planul acestui text. Literatura română din Republica Moldova, din 1989 încoace. Am pus acest reper și m-am gândit atât la evenimentele care s-au produs în decembrie 1989 în Reacta Trupului Române și m-am gândit, de fapt, la 31 august 1989, la, în acel moment istoric, votarea trecerii din votul românesc atunci la votatul latin. A fost un moment foarte important, un moment de cotitură. Și cred că schimbarea esențială s-a produs atunci. Au urmat și anul 1991, dar lucrurile acestea deja erau pornit. Deci, 35 de ani. Ce se întâmplă? Se produce emancipare, integrare și dezechipare. Și am așteptat că se va produce. Cred că a fost un moment, mai cu seamă, din 89 până 2000, când s-a așteptat o mea culpa. O mea culpa aproape ratată în spațiul nostru. Cu excepția unui singur scriitor, scriitorii ceilalți n-au spus și nu au făcut declarații în măsura în care se simt oarecum vinoveți. Pentru că, într-o măsură mai mare sau mai mică, a fost lui de la început, într-o perioadă a totalitarismului sovietic. Unul însă a scris 4 romane de mare impact, fiind într-o anume fel și un mea culpa. E vorba de Aurel Busuioc, care spunea într-un moto pentru cartea sa, în context în cartea sa, în căutarea pierderii de timp, sunt basarabean, cu asta am spus totul. Deci, după o tăcere de 10 ani, din 86 până în 97, el semnează, lătând la lună, un text de tăcere, romanul, Partizând cu diavolul, 1991, aceste roman, de fapt, referință, tradus și în limba cehă, spune Johnny, în 2003, și Cronicul Găinarilor în 2006. Culminația este Cronicul Găinarilor. În rest, nu mai avem un autor care ar fi dat măcar un personaj care își face mea culpa sau care explică fenomenul colaborării și fenomenul caracterizării unui pături de intelectual așa cum a rămas, că lucrurile sunt foarte complicate în zona noastră. Totodată, s-au umblat la larga cu amintiri în această perioadă. Se păzește... Am apăsat pe ceva cu mare? Da. S-a
o perioadă îndelungată, că scriitorii din Sfânta Cruță nu au texte disertate. S-a considerat că noi nu am avut literatură disertată. Ba da, noi am avut literatură disertată. Și generația cea mare a fost în cazul unui scriitor care a dat un roman în 68 Xenerograd, un roman în care cânta, sau un roman în care prezenta în culori favorabile Imperiul Sovietic și zona unde au fost deportați foarte mulți intelectuali, noi știm lucrul acesta, dar cine scria altfel atunci, care erau romane, și însertat, scria românește, în detenție, și avea un roman între povestea Vulturului. E vorba de Nicolae Costenco, care a decedat în 1993, iar fiul său și Vasile Maraneschi au găsit în rafturile din bibliotecă o carte pe care o publică în 1998. În 1990, Ragna Șalar, o scriitoare despre care astăzi aproape cum se vorbește, publică romanul Labirintul, iar în 1998, Benedica. Labirintul este încă cu litere rusești, încă nu a fost trecut cu litere românești, iar Benedica în 1998 apare în haina pirească a din astea. Nu știam nimeni că Ariana Șalar a făcut parte din avantgarda din grupul Sașa Pană, oară, că a debutat la București, că a colaborat la cu revistele pe care le scoate în acest grup în 1947-49, că a semnat cu un pseudonim, Maia Radovan și așa mai departe. Deci pagina curte nu sunte. Tot în această perioadă, tot din lada cu amintiri, apare cartea lui Alexei Marinat, Eu și Lumea. Este una din cele mai importante cărți care s-au publicat în această perioadă, deoarece eu, la această carte, conține jurnalul lui Alexei Marinat, pentru care a fost condamnat și închis, a fost deținut politic, pentru 7 ani de zile. E un jurnal de 1947, el ca student, făcea notițe acolo în legătură cu foamea. Deci, în această perioadă, revine literatura idealistică, proza memorialistică. Și scriu proza memorialistică, scriitori importanți la timp, Sacabla, de Împreșteagă, Mihail Gheorghe Cicotaru, Arhip Cicotaru, Ion Dunță. Ion Dunță, în ultimii ani, a publicat câteva lucrări foarte importante de memorialistică. Și tot Ion Dunță este autorul unui testament apărut postul. Ion Dunță a scris un text, am trecut, cred că ați știi, cu toții, un text testamentar publicat la o zi de la moartea lui, în care a cerut să fie mormântat la Soroca, lângă monumentul pentru care a predat, știți, și a spus clar acolo că e scriitor de limba română, că face parte din literatura română și că aceasta este patria lui, ce să citez în serioasă. Dulapul cu schelete și pistolarul din comodă, am vorbit și despre asta. Dulapul cu schelete rămâne încă multe schelete, pentru că acolo încă nu s-au umblat. Totodată avem o serie întreagă de scrisori absolut necunoscute. Această zonă a literaturii, care este absolut necunoscută, unde putem citi foarte multe lucruri. Aceste texte se află în patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române. Vă invit și vă îndemn să cercetați această literatură. Un alt moment al schimbării sunt revistele. De fapt, schimbarea de discurs, de direcție, de dezvoltare, după 3 reviste, vorba de Subiect Cultural, care apare în 1980, s-o amintim de Valentina Dăzăloan, neapărat aici, e vorba de revista Contraport, care apare în 1994, cu cei doi producători ai revistei Vasile Gărgheț și Vitale Ciobanu, și e vorba de revista Semn, care apare la Vot, în 1995, condusă de Nicolae Iacu și ajutându-l noi, eu și Mircea Niciobanu. 85 sunt în mare vogă în această perioadă și mai puțin până în 2000, dar și după 2000. Dar în 2000
România apare un nou val. Nou val al optimismului, cred totuși, îl reprezintă Dumitru Crudu, Iulian Ciocanu, Franz Vaculovski. Și o să zic, o să amintesc câteva texte. Salvați Vostokul de Dumitru Crudu, teatru, Măcel în Georgia, roman, 2008, Salutări lui Trotski, proză scurtă 2016. Iulian Ciocanu scrie 5 romane, câteva o să numesc, înainte să moară Brejnev, Poirot 2007, Tărâmul lui Sașa Cozac, Trafusarte 2011, Chiar de Trianța Părmiei Rușii, Poirot 2015 și alte. Franz Vaculovski, Marcus Alexandru, este din zona fracturismului și rivalul dezechipat, nu dau titlul romanului, pentru că cei tineri de aici poate să-l cunosc, dar cred că dacă acest roman care îl debutează în 2002 s-ar fi tradus în rusă, unii cred că știți, eu pus un pământ articol, cred că cunoaște acest titlu. Dacă l-ar fi tradus în rusă, atunci ar fi avut mare, mare public în Est. Nu e nimic deosebit în afară de titlul în acel roman, dar el este extraordinar de avantaje sau este total dezechipat. Europenitatea scriitorului din Basarabia începe la începutul secolului 21. Asta nu înseamnă că ei, de fapt, nu au fost traduși. Au fost traduși și aici, ci știi. Ziceam că au fost traduși în această perioadă, tot după 2000, și Aureliu Suioc, și Vladimir Bășteagă, și Ionuță, dar lucrurile astea s-au făcut foarte mai sporadic sau nu au avut impact atât de puternic cum au avut traducerile de la începutul secolului 21. Aș numi o scriitoare, dar exact numai București, care este un important cercetător literar din Ana Toroca, doctor în teologie, care este, zic, și scriitoare și care a avut un mare impact în literatura europeană cu al treilea roman al său, Kinderland, apărut în 2013 la Poirot, la Cartea Românească, pardon, preluată probabil de Poirot, atunci, tradus în germană, tradus în slovenă, tradus în sârbă, tradus în italiană și așa mai departe. Un alt scriitor care a adus un aer extraordinar de proaspăt și înnoitor pentru literatura română în general, este Oleg Serebrian. E și în garnitura de guvernare, acum e vicepremier, dar este și un mare scriitor. Debutează Cânticul Mării în 2011, apoi urmează romanul Voldemar 2018 și romanul Pe Contrasens 2021. Este autorul un roman ciclu, un roman saga, care aduce în câmpul literaturii un subiect important din Bucovina. Dar cred că lucrurile astea le știți, le cunoașteți, așa încât eu doar o sinteză, parcă. Poate că dacă mai am timp, mai sunt ceva. Tatiana Țibuleac. Tatiana Țibuleac este deținătoarea premiului de literaturii europene. A debutat Timițe, pare, în 2014 cu fabule moderne, niște texte la confluența dintre publicistică și literatură, dar a intrat puternic în literatură cu romanul 2017, Vara în care mama a avut un gest. Cred că este romanul care i-a adus notorietate. În un subiect din lumea Europei de Vest, un subiect din lumea elică, într-un polonez, și dezvoltând un subiect care nu facea parte și nu face parte din lumea românească, lumea noastră, din Est. Apoi a semnat cel de-al doilea roman al său, Grădina de Sfică, 2018, în care toată acțiunea are loc la Chișinău în perioada tranziției. O altă scriitoare importantă care creează, de fapt, atât în limba română cât și în italiană, este Livia Vicei Bernardelli, care este în Italia și care a semnat trei romane, Testamentul Necitit, Bumerang, Latul 33, iar cel mai important lucru este că în romanul Latul 33, acțiunea începând la Bărți, chiar în zona de pe unde am stat, în foarte mult timp, personajul principal este un italian care, în cel de-al doilea război mondial, spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, este prizonier la Bălți și este închis în lagărul
el la 33 de la bălți. Deci am întrebat-o, ea mi-a spus că este o populație grece, dar lucrurile acestea s-au întâmplat. Este foarte citit și foarte bine primit și în multe tiraje a apărut în Italia. Debutul din această perioadă, Paula Elizeanu cu Al Pădurile. De ce eu pomenesc pe Paula Elizeanu neapărat cu acest roman? Pentru că aduce un subiect neașteptat, un subiect, o poveste sau două povești, povesti paralel despre Ines Arman și Colontari, Alexandra Colontari. Ei, cine ar fi luat aceste destine uitate, trecând într-o margine, pentru că sunt de stânga, sunt radicală, se cunoaște prezentând aceste femei, prezentându-le viața lor și din alt punct de vedere. Bine, ea urmează să scrie partea a doua romanului și vom vedea ce va fi acolo. O mică sinteză. Acestea sunt câteva romane și, în ultimul rând, romanul Lorinei Bălteanu, care stă la Paris, acum a legat cu Cunea de Pământ, a apărut în 2023, ea a debutat în 1983 și ea, de la 40 de ani de zile, a fost primul său roman, tradus imediat în franceză, un roman de mare succes. Acțiunea are loc într-un sat, undeva acolo, pe malul Mistrului. Care ar fi succesul? Interesul pentru Iesc, ne întrebăm noi. Care este cauza succesului? Interesul pentru Iesc? Da, cred că există în vest un interes pentru Iesc. Poate titlurile, poate un titlu provocator. Și aici ei au salvat Kosovo. Ai o carte în față pe care scrie salvat Kosovo. Sau în cel în Georgia, sau salutărul Trotsky, sau înainte să moară rege, sau tărâmul lui Sasha Kozak, sau iar dimineața vor veni rușii. Un titlu foarte comercial. Toate titlurile pe care le-am găsit au și viză comercială, se recunoaște. Sau Biserul de Iesc, sau mai spune titlul romanul Alexandru Maculovski. Și totuși au succes, sau au succes de librării titlurile neutre, pe contrasens. Sau Vara în care mama a avut ochii vezi. Nu spune absolut nimic. Neutru, total. Poate realitățile. Eu cred că cel mai interesant spațiu construiește Oleg Serebrean. Acțiunea din aceste romane ale lui se întinde de la Marea Aral până la în Germania, unde au loc experimentele pentru bomba atomică în cel de-al doilea război mondial. Deci e un spațiu extraordinar de mare, e o Europa și aceasta și așa cum l-au citit cu mare atenție nemții, Klaus Hoffmann îi spunea că a citit cu atâta atenție să vadă ce greșeală este istoria acolo, el este și istorie, nimic, n-a putut găsi absolut nimic. Personaje exotice, poate, piesul dă poate niște personaje exotice, poate limbajul este altul. Sunt subiecte care trebuie dezvoltate, dar eu m-am întors la vorba, eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat și vă invit să descoperiți această lume, pentru că este, literatura este singura artă care înseamnă să recreeze aceste litere pe care le văd aici, aceste spații. Mulțumesc! Pentru aceste reflecții profunde și pentru aceste sinteze poate cunoscute sau mai puțin cunoscute pentru tânăra generație. Mulțumesc pentru acest subiect pe care l-ați adus în discuție astăzi. Este extrem de important în ceea ce privește cultivarea unei conștiințe istorice bazate pe adevăr și pe libera lui de interpretare a științei pe care. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și contribuție. Și vă mai așteptăm și cu alte ocazii la urmă. Invitația este reciprocă. Mulțumim. În continuare, îmi face plăcere să-l invit pe domnul Igor Coșocaru, doctor în informatică, director al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, un promotor îngășunat, după cum am menționat doamna Loreto Brus, al științei deschise în Republica Moldova, reprezentant oficial în Comitetul de Program Infrastructurile de Cercetare
a programului Uniunii Europene, Orizont Europa. Tema comunicării de astăzi a domniei sale prin suport informațional, consolidare și raportare în cariera științifică. Nouă prezentare PowerPoint, voi rula tot online. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur să fiu participant la oară la UNIM. Încerc de fiecare dată să aduc și ceva nou. Recunosc că sunt de acea la partea baricare de știți de copyright. Merg după scenariul odată cuvântul ce a ieșit, el trebuie să fie liber, să circule, deoarece puțini au mai rămas care mai ascultă, mai meditează și au capacitatea de a citi acele romane de care a spus cu atât drag, doamnă profesor Ștartis. Sunt pe un drum mult mai rapid, nu al romanilor, ci a cuvintelor scrise care trebuie validate și publicate cât mai rapid. Acest eveniment științific conferință este unul din ele, deoarece este dezbatere științifică, se comunică, se dezbate, se validează, în cazul în care este validat, se publică și se consumă cât mai rapid, deoarece sunt unele domenii, dacă se publică foarte greu, mâine ele deja nu mai sunt valabile. Sunt domenii care informația este și mai prețioase pe parcursul multe 100 de ani, de exemplu, în seismologie, să zicem, dar în domeniul tehnologiei informații, dacă nu publici acum, unii deja poate fi târziu. Și promovez știința deschisă și, în special, accesul deschis la informații. Am dat acest titlu la comunicări, deoarece, fiind și eu tânăr, mă gândeam ce carieră să urmez și este greu atunci când nu ești ghidat. Un tânăr, tot ce ești foarte mulți tineri, toți ați primit pe masă așa un buclet care prezintă mai multe resurse informaționale în acces deschis, fără a solicita credențiale, a proga, acces liber, la un volum imens de informații. Sunt peste 208.000 publicații în acces deschis, care sunt accesate de milioane, peste 26 milioane de accesări și peste 2 milioane de descărcări. Ceea ce înseamnă că în zilnic avem la 1.000 până la 4.000 vizitatori unici. Este un spațiu informațional care noi spunem că suntem integrați în Europa. Puține țări dispun de astfel de resurse comparativ cu populația care să fie în acest, în acest deschis. Imediat cu discuție, aici avem 100% în toate reviste științifice din Republica Moldova în acest deschis. Toate, 100%. Aici putem găsi toate informațiile despre aceste reviste, inclusiv conținutul în acces deschis, inclusiv condiții de publicare. Ori să zicem că un tânăr student îl interesează un domeniu. Și chiar ieri am fost la o studiere de viteza unui doctorant, tema care era de spirulină. Haide să testăm. Mă interesează spirulina. Eu sugerez căutare avansată, îmi venea și o scriu aici spirulină. Am ales. Aici sunt mai multe criterii de căutare, țintul pe autor, o să iau implicit. Oricine
din această bază de date, cei din Republica Moldova sunt preocupați de spirulină. Ieri a fost o publicație, o teză de doctorat, credeam că doctorandul știți câte publicații avea. 102 publicații în Demozaescu. Un tânăr, cred că până aici, și de. Așa, am găsit 134 de publicații. Aici sunt mai multe criterii în stânga de căutare, de accesare informației, am ales o persoană. Adică mă interesează spirulina, văd publicații, pot selecta, descărca, accesa, dar mă interesează o persoană. Cine ar putea să ghideze din această țară, din Republica Moldova? Și am ales doamna Cepoi Ileana. Sper că nu s-a supărat. Acesta este profilul său. Adică aici avem 292 de publicații care sunt accesate 249 de iuni. Adică o persoană care face cercetări în Republica Moldova, care a scris tesa de doctor abilitat, aici sunt 64 de publicații doctor abilitat, și sunt toate instrumentele nucleare, orice un identificator unic al cercetătorului, așa cum orice persoană are un identificator, un cercetător, își consolidează informația prin acest ordin. Puneți și poate simplu să-și adauce sau automat instrumente să-și publicați să apară în regim real, dacă există o infrastructură informatică. Ce este foarte important? Birocrația în Republica Moldova este una cum? Dezvoltată. Cred că aici aici noi suntem competitivi, nu doar la nivel european, dar și la nivel internațional. În IBN, la utile, avem acte normative. Nu trebuie să alergăm în diferite părți. Și sunt toate acte normative care le solicită pentru diverse rapoarte. Sau pentru a progresa. Vreau să merg la masterat, probabil unor studenți le solicită o publicație științifică. Unde să mă pun? Avem și aici un portal. Conferințe și medie. Unde sunt toate conferințele din Republica Moldova, cele planificate și cele realizate. Care, dintre altele, și astăzi, acest eveniment științific este înregistrat în acest registru și în cazul în care nu vor fi respectate sau vor fi respectate anumite criterii, va fi considerată cu participare națională, internațională sau internațional. Va fi și a clasificat. În funcție de rezultatele publicate, poate unii rectori dă un supliment la, la salariu. Avem și astfel de instituții. Avem toate acte normative. Și publicații încep și să fie clasificate. La conferințe, revizii categorie A, B, C. Oamenii când pentru a participa, eu acum mă simt mai liber, pentru a scrie depune efort, dar când se fac rapoartele, uitându-mi și ce publicații am scris. Cum să ducem evidența? Ei, instrumentul de medie național satisface și această cerință a cadrului normativ național. Adică avem toate tipurile în prezent, dacă câțiva în urmă, indexam doar publicații de la reviste din Republica Moldova, au început conferințe din Republica Moldova. Acum, în această bază, dar sunt indexate toate tipurile de publicații. Adică, un cadru științific sau științific de date, în cazul în care publică la un eveniment de Republica Moldova sau cu exportare, probabilitatea este foarte mare ca ei să ajungă aici. Iar o noutate foarte importantă de vreo lună de zile este că această bază de date este indexată de unul dintre cele mai importante motoare de căutare din lume a informației științifice, PACE, care are peste 400 milioane de publicații. Ceea ce înseamnă că vizibilitatea, inclusiv a cercetătorilor, profesorilor care sunt de la UNI, având publicații exacte din BN, sunt de automat găsit nu doar de Google Scholar, care indexează iarăși 90.000 publicații, unii caută în Google.
sau un Google Scholar și cotiză cartea Google acolo, nu oamenii. Cineva trebuie să pună la dispoziție această informație în Google, pentru Google Scholar, ca el să vă răspundă. Ori IBR exact acest lucru o face. O face nu doar pentru o nișă, pentru o organizație, pentru o persoană, dar o face pentru întreaga Republică Moldova. S-a vorbit la început că sunt reforme în țară, inclusiv și în învățământul superior. Eu vreau să spun că instrumentele informației elaborate de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, sperăm că a fost unul dintre cele mai eficiente instrumente de reformare a domeniului. Noi nu spunem că evoluție, dar noi spunem de evoluție, care a evoluat astfel încât toți să fim împreună și pe mine să nu doar. Inițial, instituțiile de învățământ superior se spuneau că le luăm, nu știu, conținutul. Toate instituțiile de învățământ superior luate împreună au 2-3 ori mai puțin conținut decât este aici în această bază dată. Și este în acest deschis. Și eu vreau să menționez că chiar 2 zile în urmă am primit o invitație la o revistă creată de la Universitatea Națională Domnul Bius, care își dorește să fie indexată la această bază dată. Ceea ce înseamnă că, uitați, integrarea vine și cealaltă parte. Orice mai mulți vizitatori în prezent a acestei bază date este a cetățenilor României. Deoarece nativ, vorbitori limba română în Republica Moldova, interesați de domeniul cercetare și educație, în răspuns superior, cam suntem la limită. Partea bună este că conținutul nu este doar în limba română. Este în toate limbile. Este în limba originară în care a fost scris conținutul. Haideți să... Aici sunt o sumedienie, n-am numărat butoane, dar pentru a demonstra toate funcționalitățile, cred că am avea nevoie de o săptămână întreagă. Ce a apărut mai nou în ultima perioadă? O clasificare a tuturor publicațiilor, și aici nu avem o clasificare a publicațiilor, de exemplu, Institutul de Învățământ Superior cere într-un fel și clasificate școala doctorală, poate, ceară un pic, cam ca instituție, dar un pic altfel, Ministerul într-un fel, ANCD un altfel, la ANACEC un altfel, noi încercăm să elaborăm o clasificare care încă nu este aprobată, dar care am avea o dorință și o voință a Ministerului de Resort, s-ar aproba o clasificare și s-ar pune punct. Dar așa noi încercăm să testăm, să discutăm cu părți interesate și să aprobăm tacit cam o clasificare. Evident că noi avem un institut, unul dintre cei mai buni specialiști de bibliotecologie, care ne consultăm și astfel încât ele apar publicate. Partea bună este printr-un singur click, dumneavoastră vă puteți genera bibliografia personală, cu hiperlink. Nu trebuie bibliotecare să lucreze în 10 de ori, dar cu bibliotecare trebuie de conlucrat. De exemplu, noi am avut o perioadă foarte intensă de conlucrare cu NIMU, încât câteva luni un angajat a lucrurilor care era în institut. Și am dat vreo 2-3 la ULIN și am indexat tot conținutul pentru aceasta. Îi mulțumesc foarte mult, doamnei Elena, pentru un efort foarte consolidat. Astfel am făcut ca tot conținutul de la ULIN, care era disponibil la acea vreme, să fie disponibil în această bază dată. Și pentru un singur click noi putem genera această listă a tuturor publicațiilor sau putem selecta anumite publicații. Ne străduim ca toate cifrele să fie cu hiperlink. Chiar înseamnă că în orice moment să poată fi accesate toate metadatele și chiar conținutul propriu-zis, în cazul în care este. Aici este, de exemplu, această căciuliță care indică în funcție de culoare, fie că este doctor sau doctor abilitat, este o distinție, ca să vezi publicații la tema tezei, este o problemă, fie că indexat în scop Survey of Science, fie că are DOI, Digital Object Identifier, identificatorul unic al unui conținut în format digital,
fie că iese la cer deschis, și mai super că ești iconița cea de trei culori, proiectul. Este foarte important să se cunoască nu doar autorul, tematica, dar sursa de finanțare care e lansat la această cercetare. Ori, de exemplu, șapa științifică, științifică didactică, conține o parte a cercetării. Un profesor universitar, jumătate din activitate de cercetare de la Cerșopțân, care este activitate științifică. Sau mai sunt o mulțime de proiecte de cercetare. De exemplu, unii au este la etapa doctor abilitat și consideră că mai departe doar academicien, deci lucruri sunt puține. Nu. Este activitatea de proiecte, o oportunitate extraordinar de mare. Dar birocrația este și mai mare decât oportunitatea. Noi, având experiență în diverse proiecte, nu doar naționale și internaționale, am încercat să scoatem în evidență aceste cifre și să vedem câte informații este disponibilă. Doar încă două fraze și... Da, un minut. Ce este important pentru mai nou ceea ce se promovează în activitatea de cercetare? Este contribuția autorilor. Contribuția autorilor există un, spunem, standard, credit, unde poate fi indicat fiecare cât a contribuit. În știință exact este o problemă, știți, manuale, un autor, 2, 3, dar știți, noi avem publicații care au și 1000 de autori. Întrebarea este cine și ce a făcut. Acest exemplu este iarăși cuantificat și în această, în aceste sisteme. O platformă foarte importantă este conferința Știu Medel, care vă rugăm să o accesați. Sunt toate transmisiunile live ale evenimentelor științifice și toate tezele de doctorat, idsi.tv. Există expertul online, sunt toate proiectele și o poartă unică de acces la toate sistemele, ușor de memorat, este știu.md. De pe știu.md puteți găsi maxim informații despre ce se produce în domeniul cercetare inovare din Republica Moldova. Doar câteva cifre avem, am ajuns la 3.200 conferințe, 200.000 publicații, 35.000 organizații, 3.200 proiecte și 83.000 de persoane au cont în această bază de date. Rugămintea către tine este să accesați și împășiți pragul oricare discipline, să căutați profesorul dumneavoastră aici, să citiți, să citați, veți avea o cunoaștere mai mare a domeniului și a profesorului. Pentru profesor să-și caute publicațiile, să caute ce preocupări au și alți colegi și în cazul în care lipsește să expedieze lista în formatul Word a publicațiilor sale și noi ne vom îngriji ca maxim publicații de toate tipurile să lipsească. Vă mulțumim mult pentru invitație și doamne! Pentru prezentarea dumneavoastră atât de utilă, am zis și relevantă pentru tinerii cercetători. Doar cu eforturile comune am convingerea că putem contribui la formarea unor generații de tineri mai competenți, mai bine articulați și mai încrezători în forțele progresului democratic. Vă mulțumim încă o dată pentru colaborare cu cele pe care o aveți cu instituțiile de învățământ superior din Căsigurim și vă felicităm pentru activitatea noastră comunică. În continuare, face o deosebită plăcere să o invit pe... Nu vreau să zic în cele din urmă, chiar dacă programul ne zice acest moment, dar, cum se zice, finalul dumânează opera. Îmi face deosebită plăcere să o invit pe invitata noastră zonare, doamna Ramona Michelule, director cabinet secretar de stat al la Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și profesor universitar, doctor la Universitatea Creștină din Cantimir, București, unde prede, de altfel, cursuri de literatură, scrie feminine, studie de gen. În cadrul universității a înființat Institutul de Studii de
inteligent și a coordonat proiecte internaționale, este autoare și co-editoare a 25 de cărți și peste 250 de articole științifice. A fost profesoară invitată la mai multe instituții de prestigiu din Statele Unite ale Americii, Italia, Spania, Turcia, Marea Britanie și multe alte. Cercetătoare pentru instituții internaționale, cum ar fi Library of Congress USA, Chatham House Library, Marea Britanie. Este beneficiară de granturi pentru participarea la conferințe internaționale. Este expertă în studii de gen și expertă Euramsis la Comisia Europeană. Este redactor executiv al revistei Journal of Research and Gender Studies, New York. Militantă pentru egalitatea de șanse și combaterea violenței de gen. Concepte pe care le-a susținut la ONU, capul Comisiei Statutul Femeii și la Consiliul Europei ca membra de diverse grupuri de lucru internaționale interinstituționale. Stimată doamnă, aveți aprecierea noastră și vă mulțumim că ați dat curs invitație pentru a conferința pe o tematică de interesantă. Sunt o anunț cu mare plăcere. Tema domniei sale fiind Carmen Silva, receptarea operii regale și conexiunile literare internaționale între femeile scriitoare și traducătoare. Aveți cuvântul, stimată doamnă. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur să fiu aici, alături de atâtea persoane importante, alături de vechi prieteni, vechi cunoștințe. Mulțumesc Universității pentru invitație. Am lucrat 7 ani ca prolector pe relații internaționale, deci am avut multe colaborări la nivel internațional și înainte. Cu doamna profesor Elena Plus și mai multe activități împreună, nu numai în țară, ci în străinătate. Ne-am văzut și revăzut la foarte multe evenimente, am fost la aceleași paneluri, am discutat, am avut o colaborare publicistică foarte lungă și salut toți tinerii de aici în țară și toți participanții online care ne urmăresc. Am decis să mă mut din eu știu, nu din planul academic, nu l-am părăsit de tot. Sunt în continuare profesor universitar, dar am ales acum 2 ani să lucrez și în plan social, aș putea spune, la Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Este o agenție micuță din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Și această agenție are 2 mari departamente, unul se ocupă de egalitate de șanse, iar celălalt de violența domestică, violența împotriva femeii, de prevenirea și combaterea acestui flagel. Bineînțeles că salut, poate nu știți, dar și în Moldova s-a deschis foarte, foarte curând o agenție, este foarte tânără, are câteva luni. Și directoarea acestei agenții a venit în vizită la agenția din România și am semnat un acord de colaborare. Suntem fericiți că lucrăm în acest domeniu împreună. Salut faptul că ați folosit femininul pentru profesoare, profesori și așa mai departe, ne luptăm cu acest vocabular în schimbare și română și societatea românească este mai complicat, dar încercăm. Prezentarea mea de astăzi este despre Regina Elisabeta, prima regina României, care și-a luat pseudonimul literar Carmen Silva, care înseamnă Cântă cu pădurii. Aici am selectat un pic câteva elemente despre cadrul istoric, ca să vă dați seama care era situația femei în secolul al XIX-lea. Acestea sunt cele două poduri după care se ghidau țările române, deci Moldova și țara românească.
problema aceea se scrie auditele clinice, dura o mână în secolul al XIX la, se scria în auditele clinice, a fost o lungă perioadă de, de scriere în tranziție și până s-a trecut la alfabetul latin, s-a folosit acest alfabet. Prezentarea este în engleză, am lăsat-o în engleză și pentru ceilalți participanți, însă voi vorbi în română. Aceste două coduri acordau drepturi femeilor, nu foarte multe, dar odată cu codul lui Napoleon, lucrurile s-au schimbat, femeile au avut nici ce mai puține drepturi, pentru că Napoleon considera femeia doar ca să procreeze și să aibă cât mai mulți băieți ca să poată să plece în armată și în războaie și să îl ajute pe incursiunile mondiale. Aici este o scurtă trecere în revistă a primelor organizații feminine și feministe, cum arăta harta în acea vreme. Am selectat și am scris așa pe fiecare regiune în parte, nu o să insist pe el, doar ca să vedeți că a existat o amplă mișcare de emancipare și primele femei care au declanșat această mișcare au fost în general scriitoare, dar care la rândul lor erau susținute de familie, de soți, pentru că ele nu munceau și atunci nu ar fi avut bani să aibă reviste, sau să organizeze activități de caritate și așa mai departe. Deci acestea sunt organizațiile din secolul al XIX-lea și din Transilvania, care în acea vreme făcea parte, din Imperiul Austro-Ungar. Despre Carmen Silva, prima noastră scriitoare, aici imaginile sunt de la Castelul Peleș. Poate că l-ați vizitat. Acest castel l-a construit împreună cu soțul ei. Au avut un singur copil, o fetiță, care la 4 ani a murit. Cu toată durerea în suflet, regina Elisabeta a început să scrie poezii, l-a început doar cânturile ei. Bineînțeles că primele poezii erau ca de o începătoare, foarte melancolice, apoi a scris câteva povești pentru copii, a început să citească aceste povești la ea la castel pentru copiii invitaților și încet încet a făcut un întreg cenaclu literar, putem să spunem, a susținut foarte, foarte mult scriitor, inclusiv Mihai Eminescu, pe Mihai Eminescu. Era o regină foarte emancipată, scria la mașină de scris, ceea ce era mare lucru în acea vreme. Aici este o reclamă la o mașină de scris, o reclamă dintr-un ziar din Australia, să dați seama că era recunoscută în toată lumea. Era mai mult decât emancipată, fiindcă fuma, ceea ce vă dați seama, în secolul al XIX-lea, când o femeie era pe dreptul îndrăzneț, să spunem. Iar aici este o cutie de hibriduri de la un tel de antichități, care, cum te vedeți, avea ca reclamă de regine. Aici este exemplu de marketing, o revistă care, la primul număr, s-a lansat pe covârtă, de asemenea, a fost tipul regine. Aici este o mică listă cu scrierile ei, ca să vă dați seama cât a putut să scrie. Din păcate, în prezent, în limba română, nu sunt traduse nici măcar 5% din operele ei. S-au mai tradus în ultimii ani, dar foarte, foarte puțin. Deci operele ei au rămas în limba engleză, în limba franceză, în limba germană, în limba ei natală. A scris destul de puțin în limba română, dar faptul că a colaborat cu foarte multe scriitoare, de-a lungul vieții. Ea a conferit un loc aparte, o să vedeți, în toate librăriile și în toate editurile din lume. Și aici sunt exemple de edituri care au publicat cărțile, la fel le-am împărțit pe zone geografice. Bine, cele mai multe normale în țările românești.
răspund. Aici sunt toate jurnalele din Statele Unite în care au apărut cărțile ei, povestiri despre ea și așa mai departe. Deci acestea sunt publicate. Iar aici este o scurtă trecere în revistă a traducătoarelor. Am colaborat foarte mult cu alte scriitoare din piața literară internațională. Eu am selectat numai femeile traducătoare, dar bineînțeles că au fost foarte mulți bărbați scriitori sau traducători care au tradus cărțile. Deci ce vedeți în imagine sunt numai femeile traducătoare. Sunt și multe pe care nu le-am putut identifica, deoarece și-au folosit toate inițialele de la nume și atunci este foarte greu să le identificăm. Am numit aceste rețele de traducătoare și de colaborare. Aici sunt câteva exemple de scriitoare care au sprijinit-o, cărora ea le-a scris prefețele diferitor cărți. Nu o să insist asupra lor, doar ca să aveți idee de câteva dintre ele. Scriitoare care de asemenea au scris în limbi străine sau în limba română. Aș menționa, de exemplu, o carte pe care Nela Văcărescu a scris-o în franceză, apoi Carmen Silva, împreună cu Olma Streppel, o scriitoare britanică, au tradus-o în engleză. Deci faptul că aceste trei femei au putut să lucreze, bineînțeles, la Curtea Legală de la Paris asupra unei opere literare. Legendele Dâmboviței se numește carte. Aici sunt alte exemple. Acestea sunt fotografii făcute de mine la Biblioteca Academiei Române. Într-un fel suntem norocoși că avem măcar o copie din fiecare carte, deși multe sunt cu pagini rupte, deteriorate și așa mai departe. O altă colaborare a avut-o cu Mică Kremniț, care poate dacă a citit romanul lui Eminescu Mite și Bălăuca, la ea se referă la Mite, avea acest pseudonim. Se crede că Eminescu a fost îndrăgostit de Mite și că ea, care era profesoara lui de limba română. El era, pardon, profesorul ei de limba română și se crede că a iubit-o foarte mult, dar ea era căsătorită cu medicul Kremniț, care era doctorul familiei regale. Mă rog, sunt multe legende, însă ele împreună au scris mai multe romane în limba germană și au avut ca pseudonim Pintor et Idem. Aici sunt câteva dintre romanele pe care au scris împreună, dintre care și un roman epistolar, care din fericire a fost tradus și în limba română. Aici sunt alte exemple de traducătoare din Germania sau din alte țări. Aș mai vrea să menționez că am făcut parte dintr-un proiect european foarte interesant despre scriitoarele din Europa până în 1914, deci până la primul război mondial. Și în acest proiect am creat o bază de date în care am introdus toate datele despre fiecare scriitoare în parte din țările respective și de asemenea am încercat să avem să facem cât mai multe conexiuni, să vedem câte scriitoare, de exemplu, au tradus din cărțile reginei Carmen Silva și așa mai departe. Baza de date este foarte bogată, dar vă dați seama că toți participanții venim din mediul academic, am încercat să încărcăm cât mai multe informații. Am încercat de asemenea să implicăm cât mai mulți studenți alături de noi și sperăm că o să fie din ce în ce mai bogată și, bineînțeles, folositoare tuturor celor interesați. Și sper că aceste studii ale scriitoarelor vor avea rezonanță în mediul universitar, pentru că, de exemplu, în România noi nu avem aceste studii de gen, nu avem studii despre scriere, că noi nu există aceste gender studies și women studies care sunt atât de faimoase în universitățile din Statele Unite sau din universitățile din vest. Și sper că până voi ieși la pensie, voi reuși să convingă Narcisul
care încă dezbate dacă studiile de gen sunt studii culturale sau studii politice. În România există doar două programe de masterat despre studii de gen, dar sunt intercalate, de fapt, cu studii politice. Și sperăm că pe viitor, cu mult ajutor din toate părțile, vom reuși să avem și aceste studii necesare, exact cum zicea doamna directoare, să fie cât mai multă lume interesată să meargă la biblioteci să studieze aceste cărți vechi și importante. Vă mulțumesc! Stimate domnul Ramonu Echiru, vă mulțumesc foarte mult pentru această filă necesară a umanității noastre, nu doar academice. Feminismul întotdeauna are nevoie de sprijinul nostru și nu doar cel al femeilor, dar și al bărbaților, într-o societate cu adevărat egalitară, care își propune să meargă înainte. Femeile sunt o portă și dorim instituția dumneavoastră pe umerii săi fragili să poartă acest lucru înainte. Sunt necesare aceste eforturi. Apropiindu-ne de sfârșitul acestei prime secțiuni a conferinței noastre, aș vrea să vă mulțumesc pe toți care ați conferințiat astăzi, dar și pe cei care au stat până la sfârșit și au rezistat aceste avalanșe de lucruri interesante, de puncte foarte diferite. Special am vrut să facem să fie interesant pentru toți care vin de la diferite arealuri și domenii ale științei sau ale didacticii. Sperăm că a fost un început și un traseu interesant de început pentru tot ce vom discuta în zilele următoare și orele următoare. Aș vrea să spun că în continuare în secțiunile și atelierele noastre vor interveni reprezentanți din aproape toate instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, dar și din circa 10 țări, probabil este vorba de Franța, din țări europene, Franța, Spania, Serbia, Ungaria, România, bineînțeles, foarte multe instituții, Georgia, Israel, foarte mulți doctoranți avem în Israel, și Ucraina. Ucraina, of course, donc, thank you so much, Mr. Zinovin Rod, professor, and he is head advisor at Chernivtsi administration. Welcome to Lviv. Administrator de strategiune și militare. Și militare. Și militare. It is very interesting in cooperation. And very interesting project who will be presented in this afternoon. Welcome to me. We are very pleased to be with Ukraine, Republic of Moldova support Ukraine, and you are very welcome at our university. De asemenea, avem participanți din pe alte continente, cum am spus, Statele Unite ale Americii, Canada, Regatul Unit, Malaysia, Jamaica, China, bineînțeles, care este partener în persoana domnului directorului Fen Duan. Ne bucurăm că această întrunire științifică numără peste 100 de participanți. Nu am început-o mai modest, am crezut să o facem așa mai selectiv. Dar vă mulțumesc în primul rând partenerilor, fiindcă în spatele dumneavoastră a tuturor vin niște forțe foarte mari și toți cei care se vor prezenta în continuare în online. Vă mulțumesc și vă așteptăm în continuare să fim împreună în tot ce vom crea în real științific, didactic și comunitar. O altă asistență, conform programului, ne-am apropiat de încheierea ședinței solemne de deschiderea lucrărilor conferinței aniversarului. Înainte de a anunța oficial secțiunea plenară închisă, ți se remarc atât de cele menționate de doamna Florentul Cruz, că au parvenit mai multe mesaje de felicitare din partea absolvenților colegilor, partea de noștri de secretare, aprecierea instituțiilor naționale și internaționale cu care colaborăm, adresate cu prilejul evenimentului
de astăzi consacrat celor 32 de ani de la înființarea Universității și, bineînțeles, deschiderii lucrărilor conferinței aniversariului. O parte din mesaje și aprecieri partenite le-ați putut urmări chiar pe ecranul din sală, în debutul conferinței. Din lipsă de timp nu voi da citirea acestor mesaje sau nici măcar urmărea instituțiile de la care au parvenit. Ținem doar public celor prezențial și sau distanțial care împărtășesc cu noi bucuria celebrării celor peste 3 decenii de istorie instituțională și au exprimat o atitudine cu acest prelej și să le adresăm un mulțumesc de referință. Aici putem declara încheiată ședința plenară a Conferinței Universității Europene și o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare. Mulțumiri reiterat cordiale invitațiilor noastre de onoare pentru prezență și pentru contribuția dumneavoastră valoroasă la succesul conferinței de astăzi. Stimată audiență, vă mulțumim pentru interes, răbdare pe care ați dat dovadă și vă urăm succes în ședințele în secțiunile tematice care urmează pe parcursul acestei săptămâni. Îmi exprim convingerea că dezbaterile și recomandările și psihopractice formulate în cadrul lucrărilor conferinței vor contribui la dezvoltarea științei și implicit la societății contemporane. Mult succes! La mulți ani comunității academice UNIR și la multe, multe realizări notare. Vă mulțumim!